Bună seara, stimați telespectatori! Sunt Denis Rifa, începe emisiunea 40 de întrebări, iată regulile emisiunii. Îi voi adresa invitatului meu 40 de întrebări. Pentru fiecare întrebare va avea două minute să răspundă dacă îi mai rămâne timp. Iar eu consider că este necesar, invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul are dreptul să refuze să răspundă. Să începem. Îl am în această seară alături de mine pe Singurul cosmonaut român, Dumitru Dorin Pronariu. Bună seara, Bună bine ați O mare onoare. Când mi-ați acceptat invitația să veniți aici la 40 de întrebări, sunteți de profesie inginer aeronautic și în 1981 ați fost primul român care a zburat în cosmos. Ați primit titlul de onoare suprem, erou al Republicii Socialiste România, titlu deținut doar de Soții Ceaușescu. Ați fost ministru adjunct la transporturi și șeful Departamentului Aviației Civile în guvernul Petre Roman și ambasador al României în Federația Rusă în guvernul Adrian Năstase. Aveți și o carieră în aviația militară și sunteți acum în rezervă cu gradul de general locotenent. Vă numărați printre fondatorii Asociației Exploratorilor Spațiului Cosmic și ați fost președintele Agenției Spațiale Române. Sunteți membru de onoare al Academiei Române. În plan personal sunteți căsătorit aveți doi fii și am văzut patru Exact. Mi-ar plăcea să vă cunoaștem și eu sper că, prin intermediul acestor 40 de întrebări, să aflăm cine este Dumitru Punării cu adevărat. Să începem. Pe 14 mai 1981, ați devenit primul și până acum singurul român care a zburat în spațiu. Chiar dacă sunteți om de știință, sunteți credincios. Și nu ați negat niciodată existența lui Dumnezeu. Ați explicat legătura dintre credință și știință, așa. Partea științifică poate exista pe fondul credinței în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este în Sufletul fiecăruia. Noi suntem o părticică de Dumnezeu și atâta timp cât avem viață, purtăm cu noi această părticică. Ținând cont de toți cei care privesc spre cer atunci când se roagă, urmează întrebarea. Cât de des ați fost întrebat dacă l-ați văzut pe Dumnezeu în cer? O, destul de des, pentru că fiind o persoană specială care am depășit atmosfera terestră, care m-am apropiat mai mult în ghilimele de Dumnezeu, nu atât fizic cât prin trăirile pe care le-am avut în acele momente speciale, lumea m-a întrebat. Des, iar răspunsul este cel pe care l-a stat. Și anume? Dumnezeu există în fiecare dintre noi. Este o părticică din noi, din sufletul nostru. Deci, trebuie să trăim într-o deplină armonie pentru a continua să facem parte din acest univers care este guvernat de o anumită energie universală, care se materializează pentru noi sub numele lui Dumnezeu. Cel puțin așa văd eu acest aspect. Bine. Ați fost urmărit de numărul 103 încă din adolescență. Carentul de membru la Clubul Militehnicus din Brașov, pe care l-ați primit la 17 ani, avea numărul 103. 11 ani mai târziu, deveneați cel de al 103-lea pământean care ajungea în cosmos. Numerologii spun că de fiecare dată când îți apare în viață, acest număr 103 îți transmite că ești pe drumul cel bun, dar și că trebuie să muncești mult pentru a-ți îndeplini visul. Vreau să știu dacă dumneavoastră credeți că a fost predestinare sau hazard să ajungeți cosmonaut al omenirii cu acest număr 103. Urmează întrebarea. A fost scris în stele să fiți primul cosmonaut român? Uh. Nu am crezut acest lucru, dar pe măsură ce am fost selecționat, pregătit, ajuns în spațiul cosmic, am început să-mi pun întrebarea: Oare chiar a fost înscris în stele să ajung acolo? Aș crede că da. Deci, predestinare și nu hazard. Am plecat de la ideea hazardului, dar încet, încet m-am convins că viața m-a dus pe astfel de căi și am fost pus în fața unor decizii. Pe care le-am luat hazardat, mi s-a părut, dar care m-au îndrumat spre acest destin: de a ajunge cosmonaut, de a ajunge primul român în spațiul extraatmosferic și de a-mi continua activitatea în acest domeniu de activitate până acum. Mm. Și de acum încolo. Când erați mic, visați să vă faceți șofer sau marinar. Apoi ați început să fiți fascinat de cer. Și de avioanele pe care le vedea trecând pe deasupra brașovului. La numai 5 ani, v-ați construit primul avion din șipcile găsite în atelierul de Tâmplărie al Bunicului. Tatăl dumneavoastră, inginer mecanic, v-a înscris la Cercul de Mecanică de la Paratul Pionierilor din Brașov, însă dumneavoastră ați decis să vă mutați la Cercul de aeromodelism unde se construiau modele de planoare și de avioane. La terminarea liceului, părinții insistau să rămâneți la Brașov, însă dumneavoastră v-ați urmat pasiunea. Ați dat admitere la Facultatea de Inginerie Aerospațială din București, pe care ați ales-o tocmai pentru că era singura care avea cuvântul aero în denumire. Remarc determinarea pe care ați avut-o în a vă urma pasiunea. Urmează întrebarea: Există nu se poate pentru Dumitru Plunariu? Greu de spus. În principal mi-am urmărit scopurile. Scopul profesional a fost cel mai important la un moment dat pentru mine. Într-adevăr, părinții au încercat să mă determine să rămân în brașov. Eu am fost preocupat de tehnică în principal, aviație în special. Aș fi putut să urmez o altă facultate tehnică, dar nu m-ar fi satisfăcut din punct de vedere uh, al preocupărilor mele, al dorințelor mele, al viselor mele, pentru că am visat să zbor. Și am mers mai departe. Cosmonautica a venit oarecum din întâmplare, pentru că pe vremea aceea nu mă gândeam că România ar putea fi aproape de un astfel de domeniu care era doar al americanilor și rușilor în momentul respectiv. Dar s-a dovedit că facem parte dintr-un program spațial, m-am aflat la locul potrivit, în momentul potrivit, pentru a putea ridica mâna. Și a spune vreau și eu, iar de acolo destinul, pregătirea, selecțiile ulterioare m-au dus spre această finalitate, de a ajunge primul cosmonaut român. Uh, greu aș putea spune că nu mi s-a întâmplat efectiv în uh, condiții determinate să nu reușesc să-mi uh, ating scopurile, scopurile profesionale în principal. Bine. V-ați născut pe 27 septembrie 1952 în Brașov, care pe atunci se numea Orașul Stalin. Vă citez. Pe tâmpa se plantaseră copaci cu frunze în culori diferite și din ei era scris Orașul Stalin. După standardele comuniste, aveați origini sănătoase și un dosar curat. Tatăl dumneavoastră provenea din Groși, un sat necolectivizat al Comunei Margina, județul Timiș, și a reușit prin forțe proprii să ajungă inginer. Mama, fică de electrician, a fost cadru didactic la o școală generală din Brașov. Urmează întrebarea: Ați mai fi ajuns în spațiu dacă nu ați fi avut origini sănătoase? În uh, momentul acela, cred că nu. Se urmărea foarte atent uh, evoluția unei persoane care devenea persoană publică faptul că am avut origini sănătoase a fost o întâmplare pentru mine. Pur și simplu, aceștia au fost părinții mei și cu aceștia am mers mai departe. Părinți de care am fost întotdeauna mândru și sunt în continuare, deși au dispărut. Deci, mi s-a întocmit un dosar, nici eu n-am știut ce s-a scris în acel dosar, am aflat mult după 1990, în care am fost investigat în amănunțime. Am găsit în acel dosar, pe care am avut ocazia să-l analizez după Revoluție, uh, un tabel cu rudele mele din țară, rude despre care nici măcar nu știam că există. S-a mers atât de departe cu investigațiile pentru a se găsi vreo chichiță, conform ca urmarea căreia să nu fiu selecționat, dar nu s-a găsit. Rudele mele erau oameni muncitori, români așezați, și-au văzut de treabă, au trăit în diferite perioade istorice și înainte de război, și în timpul războiului, și după război, și și-au văzut de treabă. Deci, dosarul meu a fost, din punctul acesta de vedere, curat. Am notat. Mergem mai departe. Ați fost un elev la învățătură și ați spus că ați purtat cu mândrie cravata de pionier. Ați făcut parte din Uniunea Tineretului Comunist, apoi din Partidul Comunist Român și ați respectat regulile din perioada aceea. Vă citez. Trebuia să se bifeze că ești membru de partid dacă voiai să progresezi, dacă voiai să ajungi undeva, să avansezi într-o funcție. Aproape toți erau membri de partid pentru că nu implica, de fapt, obligații politice. Așa era lumea pe atunci. Aș vrea să știu ce vă deranja totuși în acea perioadă. Urmează întrebarea. Ați crezut în comunism? Nu, n-am crezut în comunism. Pur și simplu era societatea în care trăiam. O societate în care eu mi-am văzut de treaba mea, mi-am văzut de activitatea profesională. Când am fost propus să fac parte din rândurile partidului pe atunci, undeva prin anul întâi de facultate, L-am sunat pe tatăl meu la Brașov și l-am întrebat, tată, mi-au propus, eu nu mă interesează politica și nu mă interesează partidul, ce să fac. Și mi-a spus, știi ce se întâmplă? Trăim într-o perioadă în care, dacă nu ești membru de partid, nu o să poți să avansezi profesional, nu o să poți să progresezi. Dacă ești membru de partid, nimeni nu o să te mai întrebe niciodată de ce ești, ce credință ai. Ce preocupări de partid ai, ci pur și simplu se va marca la dosar faptul că ești și vei putea să mergi mai departe. Și atunci am spus, da, nu am avut funcții politice, nu am fost implicat în activități politice, pur și simplu s-a bifat în dosarul meu că sunt membru de partid și am mers mai departe și am ajuns profesional unde am ajuns. Mulțumesc. Ați absolvit Liceul de Cultură Generală, numărul 4, actualul. Colegiul Național Grigore Moisil din Brașov și ați spus că încă din primul an v-ați pregătit pentru admiterea la o facultate tehnică. Tata v-a susținut, dar a avut grijă să fiți pregătit și fizic pentru viața, mai ales că erați destul de firav. Așa că v-a dat doi ani pe mâna celebrului campion mondial de lupte greco-romane, Valeriu Bularca, spunându-i să scoți din el un om adevărat. Datorită pregătirii fizice ați ieșit în evidență la examenele sportive și a fost unul dintre aturile dumneavoastră în selecția pentru misiunea spațială. Urmează întrebarea. V-au transformat luptele într-un bărbat adevărat? În orice caz, luptele greco-romane, cam doi ani de zile le-am practicat, m-au format din punct de vedere fizic și m-au format puțin și din punct de vedere al capacității de a trece peste anumite greutăți. În acel moment, tatăl meu, se, în acea perioadă, mă rog, tatăl meu conducea secția de lupte greco-romane a uzinelor de camioane Brașov. Fiecare club sportiv era sub supervizarea unui anumit șef de secții, de servici, așa mai departe, care îi mai ajuta pe sportivi cu ore libere pentru a se putea pregăti. În acel context, din acea uzină, sub îndrumarea tatălui meu, au ieșit câțiva campioni olimpici și un campion mondial, acest Valeriu Bularca, care devenise fam prieten de familie. Ei bine, el, m-a format din acest -a punct de vedere. V-a făcut om adevărat? M-a făcut om din punct de vedere al fizicului, pentru că eram destul de firav. Mâncam greu, au avut probleme destule părinții mei din punctul acesta de vedere cu mine. Și orice caz, activitatea sportivă, nu numai că te întărește, dar îți și dezvoltă o regularitate în activități. Deja am început să mănânc. Mai bine am început să pun mușchi pe mine și am început să arăt puțin. Bine, vă întreb altfel, că nu vreți să-mi spuneți. Care e definiția bărbatului adevărat? Definiția bărbatului adevărat, un om hotărât, un om de cuvânt, un om care nu se îndoiește de el însuși și care știe să își aleagă și prietenii și colaboratorii. Sunteți un bărbat adevărat? Eu consider că din punctul acesta de vedere da. Și din altele nu. N-am zis că nu. <laughs> M-ați întrebat specific, am răspuns specific. Am notat. Nu, consider că sunt un bărbat adevărat. Mulțumesc! în facultate erați la modă. Ascultați Elvis și Beatles, purtați pantaloni vazați, v-ați lăsat părul lung și barbă, vă citez. În semn de libertate și decizie personală. Și pentru că v-ați seama că fetele nu pot fi cucerite cu formule matematice, Ați încercat să transformați chitara la care știați să cântați Într-un mijloc de seducție Vă citesc din nou Eu și câțiva colegi cântam într-o formație Și concuram care dintre noi să fie solist Eram ferm convinși că fetele sunt atrase mai ales de solist Vreau să știu cât de bun chitarist sunteți Și dacă ați fi putut să trăiți din muzică Urmează întrebarea Câte fete ați cucerit cu serenade sub lumina lunii. Trebuie să vă spun că eu am fost un băiat destul de timid în liceu. Chiar și în timpul facultății am început destul de timid, până am cunoscut-o pe soția mea, care am devenit prieteni și ne-am căsătorit în final. Deci, faptul că fetele se uitau frumos la mine, puțin mă intimida în perioada aceea de liceu. Îmi plăcea, dar mă intimida. Am cântat la chitară în toată perioada liceului, puțin în timpul facultății, după aceea nu am mai cântat și acum am acasă acea chitară. Și mai Au cântați? mai zângănit o nepoții din când în când, dar nu mai cânt la chitară. Trebuie să spun că nu mai cânt. Era însă o tradiție în liceul pe care l-am absolvit, să se cânte la chitară. Deci de -a acolo a provenit Victor Socaciu, de exemplu. Like, nu ați aceliceu. cucerit nicio fată cu chitara? mi e greu să spun acum dacă am că cucerit. scopul ăsta era, apropo de că vor vă scopurile. Mi-a spus trebuie mai să vă la spun începutul emisiunii. că uitându-mă în jurul meu, când cântam în formație, vedeam destul de mulți ochi așa languroși privindu-ne din sală. Dar nu am mers mai departe. Deci la capitolul Doamne și Domnișoare o notăm doar pe soție. Da. Merge mm. <laughs> Mergem mai departe. Sunt discret. Am notat. În 1974 v-ați căsătorit cu colega noastră de facultate, Crina Rodica, mai mică cu un an decât dumneavoastră. Soția v-a însoțit în Rusia, v-a susținut în demersul de a ajunge în spațiu. La întoarcerea în România, ea a lucrat în Ministerul Comerțului Exterior, iar după 1990 a urmat o carieră în diplomație, fiind o perioadă ambasadorul României în Armenia. Ați povestit că în studenție, pentru a vă impune în fața ei, ați provocat-o la câteva partide de șah, neștiind că ea a fost, de fapt, vicecampioană națională la junior, vă citez. Credeam că știu șah, dar crina mă bătea. Mai mult, după fiecare partidă, îmi explica greșelile pe care le-am făcut. Ați spus că mai jucați și astăzi șah sau table cu soția, iar cel care pierde spală vasele. Urmează întrebarea. Cine spală vasele cel mai des în familia Prunariu? În ultimii ani, cel mai des spală mașina de spălat vase. Dar jucăm în continuare table, mai mult uh, pentru amuzament. În schimb, a fost o perioadă în care chiar jucam pe o miză, iar miza era spălatul vaselor. Și? Mm -hmm. Cine câștigă câștigat mai și, des? Și uh, cam jumii Într-o perioadă câștigam eu mai des, până ea mai multe vase, după aceea am început să împărțim treaba. Iar după aceea am început să o împărțim chiar fără jucatul tablor. Am considerat că în uh, familie, în gospodărie, este bine să ne împărțim activitățile, chiar dacă unele sunt considerate strict pentru femei sau strict pentru bărbați. La noi nu există așa ceva. Le împărțim, pur și simplu. Ce frumos! Mulțumesc! Ați lucrat jumătate de an ca inginer stagiar la întreprinderea de construcție aeronautice din Gimbav, după care ați plecat să vă efectuați stagiul militar obligatoriu. Ați făcut armata la unitatea militară 01975 din Bacău, unde se afla și școala de ofițeri de rezervă în aviație. Acolo a avut prima fază a selecției pentru programul spațial Intercosmos, inițiat de fosta URSS. Nu v-ați făcut mari speranțe, dar v-ați spus că, în cel mai rău caz, tot ați fi avut parte de un zbor gratuit de la Bacău la București, unde vă puteați revedea soția și copilul. Respins inițial din cauza unei gripe, ați fost admis la a doua încercare în programul spațial. Vă citesc. În cazul în care nu aș fi fost cooptat în detașamentul cosmonautilor, aș fi rămas la uzină și aș fi construit împreună cu soția mea elicoptere și avioanele visate în copilărie. Urmează întrebarea. Când ați realizat că puteți ajunge în spațiu? Am realizat abia în momentul în care am fost trimis în pregătire în orășelul stelar alături de încă un coleg român. Până atunci eram mai mulți ingineri, toți inginerii care am participat la selecție. Din punctul meu de vedere, unii erau mai buni decât mine, cel puțin așa îi vedeam atunci, dar încet, încet s-a dovedit că doar eu și cu Dumitru Dediu am fost cei mai buni care am început pregătirea. Până și atunci, fiind în pregătire în Orășelul Stelar, conform regulilor militare, cel mai mare în grad urma să fie desemnat pentru a efectua o anumită activitate, de data aceasta zborul cosmic. Însă s-a întâmplat ca eu, fiind mai tânăr și terminând de curând cursurile facultății, să am capacitatea să învăț mult mai ușor, mult mai rapid, iar materiile pe care le învățam acolo erau mult mai apropiate de ceea ce învățasem eu în facultate față de ceea ce a învățat Dumitru Dediu. În condițiile acestea am obținut note foarte bune. Și în momentul în care am început să dăm examene și am văzut că există o diferență între noi, eram deja aproape convins, deci nu 100%, aproape convins că eu voi fi acela care voi zbura în spațiul cosmic. Bine. Părinții v-au botezat Dumitru Dorin, prenume despre care ați spus așa. Unul era mai sobru, desfânt, după numele nașului Dumitru, și altul mai duios, pentru sufletul mamei, Dorin. Acasă, toată familia vă spunea Dorin, dar când ați intrat în procesul de selecție pentru programul spațial, vi s-a cerut să vă prezentați pentru presă Dumitru. Doi români au fost selectați pentru acest program spațial, dumneavoastră, și capitanul mitică Dediu, care a fost și el forțat să își schimbe prenumele în Dumitru. Așadar, orice s-ar fi întâmplat, primul român în spațiu ar fi fost un Dumitru. În data de 14 mai 1981, la televiziunea publică, a fost anunțată în mod oficial plecarea dumneavoastră în spațiu. Studenții facultății de aeronave pe care ați absolvit-o și dumneavoastră au glumit așa. Cum îl cheamă pe ăsta de a plecat în spațiu? Prunariu. Dumitru Prunariu. Bun. Atunci noi o să-i spunem mitică. Urmează întrebarea. Vă strigă cineva mitică? Nu mă mai strigă. Au încercat unii și n-am întors capul niciodată când auzeam mitică. Le spuneam, băi, mitici sunteți voi. Eu sunt Dumitru, sunt din Ardeal, sunt din Panat. Eventual spuneți -mi Mitru. Deci, nu, mitică nu m-a strigat și am refuzat să accept acest mitică pentru că nu m-am simțit niciodată un mitică. Este adevărat că pe dediu l-a chemat mitică pentru că conform ceea ce mi-a povestit el, când s-a născut era atât de mic, încât nașul lui a spus, ăsta nu-i Dumitru, asta e mitică și mitică i-au pus în acte. Numai că i-au propus și a fost de acord să-i schimbe în acte, în toate actele, numele de mitică în Dumitru. Mie mi-au propus să-mi schimbe numele, sau mai bine zis, să taie Dumitru, Dorin din toate actele și am spus, nu se poate, este numele care i-a plăcut mamei mele, cum să o jignesc pe mama, cum să o ofensez pe mama. Este bine, dar atunci măcar acceptă că în presă să apară doar Dumitru Prunariu. Sună mai convingător, mai hotărât. Am fost de acord atunci că am presă să apară Dumitru Prunariu, dar eu să rămân peste tot în acte Dumitru Dorin Prunariu. Iar după 1920 m-am prezentat cu ambele nume, așa cum uh, am fost întotdeauna. Oricum, familia, prietenii, tot dorină îmi spun și mi-au spus întotdeauna. Bine. După mai multe teste și examene, dumneavoastră și inginerul Dumitru Dediu, ați ajuns în orașul stelar de lângă Moscova, un loc izolat și secret despre care circulau multe legende. V-ați mutat acolo împreună cu soția și cu cei doi copii, unul de trei ani, iar celălalt de numai trei luni. Și ați primit un apartament spațios, dotat cu tot ce vă trebuia, în timp ce în țară oamenii săteau la cozi pentru alimente, dumneavoastră vă puteți comanda orice de mâncare, din orice colț al lumii. O singură nemulțumire ați avut, vă citez, rușii nu prea foloseau covoare, iar nouă parchetul gol ni se părea sinistru. Am făcut raport acasă la Ministerul Apărării și ne-au fost trimise cu un avion militar covoare pe inventar. Erați un răsfățat, dar în același timp nu aveați voie să părăsiți orașul stelar, erați supravegheat tot timpul, iar în afara casei vi se impusese să vorbiți numai în limbă rusă. Urmează întrebarea. A fost orașul stelar o colivie de aur? Um, în primul rând, trebuie să menționez faptul că nu ne-a obligat nimeni să vorbim rusă în afara casei. Singura perioadă în care ne-a obligat să vorbim rusă a fost când am vorbit la telefon de la Cosmodromul Baikonur cu soția care era în orășelul stelar și convorbirea trecea prin cinci centrale militare. Nici atunci n-am vorbit rusește, deși se intervenea pe fir și ne se spunea vorbiți în limba rusă, altfel vă întrerupem. Dar nu ne-au întrerupt niciodată. Desigur, n-am fost obligat cu familia sau cu prietenii care vorbeam românește să vorbim rusește. Dar pot să spun că orășelul stelar era într-un fel pentru toți cei care locuiau acolo o colivie de aur. Aveam un regim special, în primul rând pentru că era foarte importantă pregătirea noastră, performanța noastră. Iar pentru a obține performanță, ni se creaseră niște condiții deosebite. În orășelul stelar, cosmonauții și candidații străini, doar ei, aveau posibilitatea, printr-o casă de comenzi, să comande orice doreau. Începând de la feluri de mâncare, produse alimentare, icre, roșii, negre și așa mai departe, whisky, vodka, până la îmbrăcăminte, care era importată prin rețelele de comerț exterior ale rușilor de atunci, din alte țări, în principal din țări europene cu care aveau relații economice foarte bune. A fost o perioadă. Ne-am întors acasă, după vreo jumătate de an, copiii noștri au început să ne întrebe, tată, mamă, dar nu, nu ne mai dați bobițe de acelea negre? Și am spus, aici nu se mai găsesc. Ne pare rău. Caviar. Caviar, exact. Da, am o curiozitate. covoarele au fost în regulă? Da, covoarele au fost în regulă, ne-au fost trimise, într-adevăr. Trebuie să uh, rețineți faptul că noi eram ofițeri români în misiune în străinătate. Vă dau timp. Cu tot statutul pe care îl aveam atunci. În primul rând, fiind ofițeri ale unei țări, eram supravegheați, telefoanele noastre erau controlate, deși nu evident. Dar erau. În afară de aceasta, aveam și anumite probleme pe care le rezolvam cu partea română. Noi eram subordonați, practic, atașatului militar român de la ambasada din Moscova. Și atunci, armata ne-a ajutat. Ne-a trimis covoare pe inventar, le-am folosit trei ani de zile, le-am predat înapoi după aceea cu proces verbal și. Viața noastră a fost uh, în regulă, din toate punctele de vedere acolo. Bine, mulțumesc! Una din marile provocări de care ați avut parte în orașul stelar a fost să beți vodka împreună cu colegii dumneavoastră ruși la comemorarea lui Iurii Gagarin. citeți din presă. Conform tradiției, la fiecare toast, paharul trebuia băut până la fund. În mediile serioase nu se putea bea fără să se toasteze, pentru că băutul fără un motiv exprimat înseamnă beție. Pentru că dumneavoastră nu obișnuiați să consumați alcool, iar toasturile se țineau lanți, ați realizat că o să vă îmbătați imediat, așa că ați încercat să scăpați fugind. Colegii ruși vă au urmări până la apartament. Cea care v-a salvat în cele din urmă a fost soția. Urmează întrebarea. V-a venit vodka de hac? Uh, nu, i-am venit eu de hack până la urmă. Este adevărat, atunci a fost... Uh... Momentul în care efectiv am îmbătat. Recunosc. Am fost beat, dar am reușit pe picioarele mele să ajung acasă, să mă culc. Soția s-a speriat un pic, eram livid, eram alb, niciodată nu băusem sau nu băusem mult. Gustam câte puțin la fiecare masă. Și după ce m-am culcat, la vreo două ore au venit colegii mei, împreună cu colegul meu, Dumitru Deriu, au ciocănit la ușă, ce Dorin ne-a părăsit, trebuie să continuăm să-l marcăm pe Gagarin. Erau zece ani de la wow. moartea lui Gagarin. Și soția i-a dus în dormitor, le-au arătat ce livid sunt și cum dorm și i-a dat afară din casă. M-a salvat, pentru că a doua zi la servici, cel mai treaz eram eu. Celorlalți mergeau, ținându-se de barele de la scări, se vedeau că erau obosiți. Petrecusele până spre dimineață. Eu nu puteam să fac așa ceva. Nu îmi stătea în fire și nu am fost obișnuit niciodată. Deci, v-ați Dar ulterior, așa? ulterior, la fiecare sărbătoare, zile naționale, zilele armatei, uh, regulamentul lor prevedea ca la masă să se pună în fața fiecărui comesean câte o sticlă de jumătate de litru de vodcă, iar o sticlă de șampanie împărțită la 5 persoane. Ei bine, rușii reușeau să bea acea sticlă de vodcă, noi nu reușeam niciodată, beam câte puțin, ne învățasem deja, iar mai târziu, tot ei ne-au învățat să ne aducem într-o sticlă de vodcă apă curată de acasă, să ne turnăm singuri în pahare, să cinstim cu ei. În felul acesta, ei obișnuiți, n-au decât să bea cât pot, iar noi vom face față situației. De câte v-ați îmbătat în viață? Uh, cred că atunci am fost. Uh, singura dată într-adevăr beat. În rest, poate la petreceri, ușor amețit, dar niciodată beat. <laughs> Bine, mulțumesc. Mergem cu prima întrebare roșie. În spațiu trebuia să ajungă un singur echipaj format dintr-un cosmonaut rus și unul român. Așa că între dumneavoastră și colegul Dumitru Dediu a existat din start o competiție. Pe 12 mai 1981, cu două zile înainte de decolare, numele dumneavoastră a fost anunțat la Baikonur alături de cel al colonelului rus Leonid Popov. Deși Dumitru Dediu era considerat favorit pentru că era mai în vârstă și mai mare în grad, dumneavoastră ați fost cel ales datorită calificativelor maxime la toate examinările. Presa nu a avut voie să vă anunțe numele până în momentul în care primea confirmarea că ați fost plasați în siguranță pe orbită. Vă citez. Se mai întâmplaseră eșecuri în cadrul programului Intercosmos ca în cazul echipajului bulgar. La limita supraviețuirii au reușit să reintre în atmosferă în regim de avarie și să aterizeze forțat într-o zonă de unde greu au fost salvați. Urmează întrebarea roșie. V-ați făcut testamentul înainte să părăsiți Pământul? Nu. Nu și am avut convingerea că totul se va desfășura normal, că voi face față oricărei situații care va apare în spațiul cosmic după ce înveți nava cosmică la șurub, după ce înveți exact cum funcționează toate sistemele ei, ce avarii pot apare, cum trebuie să le remediezi, și am învățat acest lucru, te gândeai că nu pot apare și alte avarii, dar de fiecare dată când s-a întâmplat câte un accident în spațiul cosmic, au apărut avarii care nu fusese reprevăzute. E bine, la noi nu s-a întâmplat, dar am avut convingerea de la bun început că totul se va desfășura așa cum uh, prevăzusem și voi avea succes în zborul cosmic. Bine, mulțumesc. Pe Cosmodromul Baiconur existau proceduri înainte de fiecare misiune, dar și superstiții respectate cu sfințenie. Cosmonautii erau izolați într-un spațiu cu protecție microbiologică dormeau pe un pat înclinat ca să se acomodeze cu o presiune sangvină mai mare în cap, provocată de starea de imponderabilitate. Pe de altă parte, cea mai importantă superstiție era, vă citez, înaintea fiecărui zbor, membrii echipajului trebuiau să vizioneze filmul sovietic Soarele Alb al Deșertului. Se considera un semn rău dacă nu vedeai filmul înaintea plecării în spațiu. Vreau să știu ce superstiții are Dumitru Prunariu. Urmează întrebarea... V-ați făcut cruce la decolare? Uh, nu pot să spun că mi-am făcut cruce Poate cum mă învățase mama Cu limba în cerugurii Deci mama a fost o persoană credincioasă Și mama ne-a dus și pe mine și pe sora mea La biserică, la sărbători oficiale Normal că participam la nunți, botezuri Și așa mai departe Și uh, mai ales după ce a murit bunica Mama a devenit aproape habotnică Din punctul acesta de vedere și întotdeauna ne învăța ce să facem în anumite situații din punct de vedere religios. Desigur, nu o ascultam întotdeauna, dar în momente cheie, parcă... Bun, și ce v-ați spus la decolare? În gând. În gând? În sine, da. Uh, nu știu dacă mi-am spus ceva anume. Uh, la decolare, pur și simplu, înainte de decolare, cu câteva minute, am avut impresia că sunt înconjurat de o energie pozitivă care îmi transmite undeva în subconștient totul va fi bine cu tine. Desigur, în cerul gurii îmi făcusem cruce cu limba. Așa, ca să-o mulțumesc pe mama, într-un fel. Uh, nu cred că erau superstiții, dar uh, anumite superstiții am avut mai mult timp înainte de zborul cosmic legate de cifra 13. Iar această cifră 13 m-a urmărit o anumită perioadă. La școală am luat odată nota 1 la geografie. De asemenea, am avut un accident cu bicicleta. S-au mai întâmplat niște lucruri, nici nu le mai țin minte, exact în date de 13. Și s-a întâmplat în așa fel încât în timpul pregătirii, când eram la Ruș, aveam salturi cu parașuta. Și într-o anumită zi de 13 trebuia să efectuez două salturi. M-am suit în elicopter cu inima strânsă. După primul salt care s-a încheiat cu bine, mi-am zis, dar da, s-ar putea să nu mai am nicio problemă cu cifra 13. Al doilea salt, n-am mai avut nicio problemă și de atunci s-a spart această superstiție a mea cu cifra 13. Mulțumesc! Mergem cu o altă întrebare roșie. Ați făcut echipă cu cosmonautul Leonid Popov, după ce rușii v-au testat din absolut toate punctele de vedere și au stabilit că sunteți compatibili 100%. Ați petrecut la bordul navei cosmice Soyuz 40 și al stației spațiale 7 zile, 20 de ore și 42 de minute. Colegul dumneavoastră avea experiență în spațiu pentru că mai petrecuse 186 de zile pe stație în anul anterior, o experiență care și-a spus cuvântul chiar înainte de decolare atunci când v-ați rănit la un deget. Vă citez. Îi șoptesc lui Popov ce am pățit. Îmi spune să tac să nu afle nimeni că în cazul unor accidente înainte de lansare există riscul schimbării echipajului principal cu cel de rezervă. Ați îmbrăcat apoi costumul de scafandru cosmic și nu a mai văzut nimeni că sunt Urmează întrebarea roșie. De câte ori a trișat? Oh. Nu știu dacă acel lucru care s-a întâmplat acolo a fost considerat uh, trișat. Și acum parcă mai simt furnicături pe degetul acesta unde am avut o crestătură. Îmbrăcasem costumul de scafandru cosmic, m-am așezat într-un suport uh, care... Correspondea cu cel pe care îl voi avea drept fotoliu în nava cosmică, pentru a testa la ermeticitate costumul cosmic. Trebuia să îmbrăcăm mânușile, casca închisă, se băga presiune suplimentară și noi trebuia să verificăm că acel costum rezistă, să ne creeze și o stare psihologică de siguranță atunci când vom fi sus. E bine, când m-am așezat în acel suport, cu o cataramă mi-am tăiat degetul și a început să sângereze. L-am prins imediat așa și în anumite fotografii se vede că stau așa cu el i-am spus lui Popov foarte încet, Leon, uite ce am pățit, a spus, tași din gură să nu spui la nimeni că ne schimbă întregul echipaj. N-am spus la nimeni, am îmbrăcat mânușa, nu s-a mai văzut cât sânge a curs în ea, am zburat în cosmos, după vreo trei zile s-a cicatrizat acea rană și mi-am îndeplinit misiunea. Nu știu dacă am trișat sau pur și simplu am continuat de comun acord cu comandantul, prin bună înțelegere, să ne îndeplinim misiunea. Dar dacă ar fi trebuit, ați fi fost dispus să trișați ca să ajungeți în spațiu? Nu cred că aș fi fost dispus să trișez. Sau, deci astfel de lucruri nu le-aș considera trișat. Dacă e vorba de învățătură, dacă e vorba de pregătire fizică, n-aș fi trișat. Pentru că de acelea depindea, într-un fel, viața mea în spațiul cosmic. De buna pregătire și de tot ce am îndeplinit în perioada de pregătire și zbor. Dar în viață de câte ori ați trișat? Nu știu dacă am trișat sau în ce sens aș fi putut trișa. Nu știu, vă gândiți acum, eu vă mai dau timp. Eu consider că mi-am urmat viața normal, fără să trișez. Dacă aș fi trișat, poate undeva s-ar fi întrerupt ceva. Din viața mea, din pregătirea mea, din căsnicie, din creșterea copiilor. Nu consider că am trișat. Bine. Mulțumesc. Mai în glumă, mai în serios, ați făcut un soi de contrabandă în cosmos. Oh. Împreună cu colegul meu Rus, ați dus pe furiș pe stația spațială o sticlă de coniac, un aparat de fotografiat și filme foto. Însă cel mai neobișnuit lucru pe care l-ați strecurat, încălcând regulile, a fost o legătură de ceapă verde. Vă citez. Am scos una dintre mânuși și, în locul ei, am îndesat mânunchiul de ceapă, învelit într-un ziar. Mototolit. Așa am dus-o în cosmos. Vreau să știu care a fost motivul pentru care ați acceptat să faceți acest lucru. Urmează întrebarea. V-ați riscat cariera pentru o legătură de ceapă? Nu, nu consider că mi-am riscat cariera. În acel moment, când am primit legătura de ceapă de la medicul de echipaj, eram în autobuzul care ne-a dus la rachetă, doar eu, Popov și medicul de echipaj. Practic, acolo se făceau ultimele tranzacții. Pentru că se obișnuia într-un fel la ruși. Soția comandantului echipajului principal de la bordul stației orbitale i-a dat lui Ivan, doctorul, dispoziție să trimită în spațiul cosmic pentru Volodea o legătură de ceapă verde, pentru că el are poftă să mănânce ceapă verde. N-am știut nimic până în momentul în care nu trebuia să coborâm din autobuz, să ne suim în lift să ne ducă în stația orbitală. La un moment dat, doctorul a scos ceapa, era învelită într-un ziar și a spus, băieți, asta trebuie să ajungă la Volodia. E ordin de la Nina. Nina era soția lui. Popov a zis, știi, eu am ceva în buzunar. Avea o ploscuță, zice, ia-o tu. Noi aveam pe costumul de scafandru cosmic două rânduri de buzunare. Într-un rând de buzunare stăteau mânușile, care oricum le scoteam și ne îmbrăcam în perioada lansării. Am scos mânușa, am băgat ceapa în acel buzunar și ne-am suit în nava cosmică să plecăm să o facem cadou lui Volodea, care abia o aștepta. Și așa am făcut. Mulțumesc. La bordul navei spațiale ați făcut 125 de rotații complete în jurul Pământului. În 24 de ore aveați 16 răsărituri și 16 apusuri. Ați povestit că prin hublourile navei, imaginea Pământului este impresionantă. Iar România se vedea de mărimea unui pâini rumene de casă. Vă citez. Noaptea vedeai Pământul luminat în funcție de gradul de civilizație al zonei respective. Zonele de coastă ale Statelor Unite erau o mare de lumină, apoi venea din urmă Europa. Țările este europene, inclusiv România, păreau de dreptul sumbre. Urmează întrebarea. Mai este România în întuneric? E greu să spun. Trebuie să spun că se făcea mare economie de electricitate. Au fost perioade în care aveam curent electric în perioade limitate, în perioada aceea comunistă. De asemenea, multe orașe nu aveau un sistem corespunzător adecvat de iluminare publică. De acolo, din spațiul cosmic, Bucureștiul se vedea puțin luminat, puțin luminat față de țările vestice. Iar după aceea erau mare de întuneric și apăreau tot așa câteva orașe mari. Moscova se vedea mai puternic luminată și din nou mare de întuneric. Deci uh, m-aș mai duce încă o dată în spațiul cosmic să văd cum se văd acum orașele. Dar sunt convins că proporțiile se păstrează în bună parte. Bine. Înțeleg răspunsul. Apreciez că sunteți diplomat. Mergem mai departe. La revenirea pe pământ a capsulei în care erați dumneavoastră și colegul dumneavoastră, a trăit momente tensionate. Vă citez. În loc să se deschidă parașuta la 9600 de metri deasupra pământului, s-a deschis la 7000. Au fost 2500 de metri de cădere liberă, în gol, neștiind dacă se deschide la timp sau dacă se mai deschide. Acele secunde le-am perceput ca minute întregi. Ne-au dat emoții mari, ne-au trecut respirații reci. Mai îngrijorător a fost faptul că noi, fiind în comunicare cu centrul de conducere al zborurilor, în acele patru secunde am simțit cum s-a făcut o liniște mormântală, și acolo. Urmează întrebarea: V-a fost frică de moarte? Greu de spus, nu mă gândeam la moarte. Pur și simplu ne-au trecut transpirații reci, ne uitam unul la celălalt, undeva în mintea mea apărea faptul că dacă nu se deschide parașuta o să avem un monument unde capsula noastră o să facă gaură în pământ, dar nu conștientizam efectiv moartea și n-am conștientizat-o niciodată, vă spun sincer. Deci, uh, momentele acelea, într-adevăr, au fost extrem de tensionate. Mă uitam la colegul meu, care avea mult mai multă experiență în spațiul cosmic, el se uita la mine, ne-au trecut uh, transpirații reci, eram poate și puțin palizi și așteptam, așteptam cu sufletul la gură să se întâmple ceva. Acel ceva putea fi gaură în pământ sau deschiderea parașutei. În sfârșit, s-a deschis parașuta. Am auzit și în. Uh, Căștile noastre din centrul de urmărire al zborului, un ura, sunt salvați și am respirat ușurați și am revenit spre pământ. S-au întâmplat azi? multe accidente. S-au întâmplat multe accidente. De exemplu, ne gândeam uh, cu multă îngrijorare faptul că prima navă de tip Soyuz, Soyuz 1 a avut un accident tocmai datorită nedeschiderii parașutei. Și acel cosmonaut uh, a murit. Noi eram ultima navă din prima generație de nave SAIUS și mă gândeam prin similitudine, oare prima și ultima să pățească același lucru? Deci undeva în mintea mea s-a uh, pus această problemă în acel moment în care nu s-a deschis parașuta. Au mai fost și alte situații în care v-ați aflat aproape de moarte? Uh... Nu pot să spun că ne-am aflat aproape de moarte, dar au fost situații în timpul pregătirii, în care s-au simulat situații foarte dificile, pe care le-am trecut chiar cu frică. Dar acelea erau controlate. Se știa că deschidem trapa, ieșim din simulator și Domn ne vedem de treabă. În subconștient știam acest lucru Dacă același lucru s-ar fi întâmplat și în spațiul cosmic Era mult mai grav, acolo nu mai puteam ieși din simulator Dar nu s-a întâmplat Iar repetând de multe ori Aceleași proceduri, aceleași situații dificile Ajungi să te obișnuiești cu ele Și să treci foarte ușor prin ele Dar foarte conștient de faptul Că de acțiunea ta, precisă Depinde viața ta Dar o ai în mână, o controlezi Ce frumos ați spus Mulțumesc toate antrenamentele dure și complexe pe care le-ați făcut înainte de misiune au fost menite să vă facă să suportați mai ușor viața pe orbită. Vă citez. Imponderabilitatea duce la modificarea metabolismului, la atrofierea mușchilor, la decalcifierea oaselor, ai dureri de cap. Apoi simți cum sângele presează în mucoase, ți se înfundă urechile și nasul, ai senzația de ochi bulbucați, simți că nu mai ai cap, iar senzația o anihilezi doar împingându-te cu el Într-unul din pereții navei cosmice. Când v-ați întors pe Pământ, tot acest proces s-a inversat și mai târziu v-ați operat de cataractă, pentru că radiațiile cosmice v-au afectat ochii. Urmează întrebarea: V-a trădat vreodată corpul? Nu cred că m-a trădat, dar am avut situații în care a trebuit să intervin medical. Practic în jur de 20-30% din cosmonauți, mai ales cei care au stat mai mult timp în spațiul cosmic, au făcut cataracte și au fost obligați să se opereze de cataractă. Nu știu dacă efectiv spațiul cosmic a influențat direct cataracta pe care am avut-o. A apărut la vreo 20 de ani de la zborul cosmic. Cu mai mulți ani înainte, un grup de medici, de oftalmologi germani, în timpul unui congres pe care l-am avut în Germania, cu mulți cosmologi din toată lumea, ne-au propus să ne facă niște investigații. Ne-au făcut niște investigații foarte complexe, niște investigații cu laser și un fel de tomografie și ne-au dat rezultatele. Aveam niște mici dâre de condensare prin cristalin care au fost provocate de radiațiile cosmice. Și ne-au spus că acestea, în timp, se vor dilata, se vor amplifica și unii dintre noi vom avea cataractă. S-a întâmplat să am, m-am operat, sunt bine. Am mai avut o operație, într-adevăr, m-a trădat într-un fel greutatea și a trebuit să-mi micșorez stomacul. Am ținut diete peste diete, dar nu au rezolvat această problemă. Din nou, într-un fel, am rezolvat problema ajungând la doctor, luând o măsură radicală, iar acum sunt foarte bine. Bravo. Mulțumim. Chiar dacă erau mici, Fiii dumneavoastră v-au însoțit în orașul stelar. În 1981, Cătălina avea 5 ani, iar Daniel 3 ani. Ei v-au sărit în brațe la aeroport când v-ați întors din spațiu, iar cel mic v-a spus tremurând, nu e așa că nu mai pleci? Tot atunci, ați observat că în cele șapte zile cât ați lipsit, soția dumneavoastră slăbise foarte mult. Peste un timp, ea v-a spus, știi, te-am susținut întotdeauna. Am fost alături de tine, dar mereu în sine mea mi-am dorit să nu zbor tu în cosmos, să zboare altcineva. Urmează întrebarea. A plătit familia prețul visului dumneavoastră? Dacă este să ne luăm după ceea ce ați relatat mai devreme, într-un fel a plătit. Pentru că, deși am avut o viață organizată, de toate în orășelul stelar, în perioada pregătirii. Familia a fost foarte bine îngrijită, aveam consulturi medicale pentru copii, ori de câte ori era nevoie. Cu toate acestea mi-am dat seama că cel puțin fiul meu cel mic, care era puțin mai emotiv, a trăit foarte intens acea perioadă în care eu am fost în spațiul cosmic. Nu spun că nici celălalt nu a trăit-o, dar poate el se manifesta mai greu. Daniel însă fiind uh, săgetător, era mai expansiv și se manifesta mult mai direct. Prin felul în care m-a strâns de gât atunci și m-a strâns tare și m-a întrebat ulterior ce tată, nu e așa că nu mai pleci acolo sus, mi-am dat seama că acea experiență pentru el a fost extrem de intensă. Și poate într-un fel negativă prin emoțiile pe care le a trăit. Iar soția într o săptămână, cât am fost eu un cosmos de emoții, de griji, a slăbit 4 kg. Când am văzut-o, nu mi-a venit să cred. Arăta mult mai suplă. Nu că nu era suplă, era suplă și atunci, dar era mult mai suplă. Mi-am dat seama și ea prin ce emoții deosebite a trecut. Poate că eu, fiind implicat direct în zborul cosmic, fiind uh, urmărind să mi deplinesc strict misiunea, conform programului pe care l-am învățat, conform antrenamentelor pe care le-am avut, eram mai puțin concentrat asupra persoanei mele, în mod direct, ci eram concentrat asupra misiunii. Eu am slăbit 800 de grame în timpul zborului cosmic, datorită modificărilor de metabolism și așa mai departe. Ei însă au trăit mult mai intens uh, jos uh, acest zbor. Mi-a mi spus că cel mic e mai emotiv. Vă mai dau timp. Uh, cu care dintre cei doi vă asemănați mai mult? O oh, mi-e greu să spun uh, care din ei se aseamănă cu mine, să spun așa, pentru că sunt mai mici. Poate că, din punct de vedere al determinării, al hotărârii, Cătălin cel mare, care este aviator, este pilot, zboară pe Boeing 737, a fost dintotdeauna mult mai stăpân pe acțiunile lui, mult mai hotărât și mai îndrăzneț în a sparge bariere, în a merge undeva mai departe în domenii riscante. Daniel a fost puțin mai prevăzător din punctul acesta de vedere și el a făcut. Uh, Aviație, să spun, au început amândoi ca parașutiști în cadrul Aeroclubului României. Nu i-am împins eu acolo, ci ei și-au dorit. Dar după primele trei salturi, Daniel a spus, poate asta nu este pentru mine. Iar în aviație trebuie să respecti ceea ce își dorește fiecare, pentru că fiecare simte ce vrea. În aviație nu pui pire, poate. nu îi împingi. Dacă el simte că poate, merge mai departe. Dacă nu, urmează un alt domeniu de activitate. Dar Daniel a ajuns să lucreze în aviație, în Autoritatea Aeronautică Civilă Română și își continuă activitatea, dar la somn. Mulțumesc! Mama dumneavoastră era elevă la liceul pedagogic din Brașov atunci când s-a căsătorit și a întrerupt studiile, iar la doi ani de la căsătorie v-a născut pe dumneavoastră și apoi pe sora dumneavoastră. Vă citez. Mama a stat cu noi acasă, ne-a îngrijit, ne-a urmărit la școală cu pasiunea Pedagogului nerealizat încă. Abia după ce ați crescut și ați intrat amândoi la facultate, mama și-a reluat studiile și a devenit profesoară de lucru manual. În momentul în care ați fost selectat pentru programul spațial, deși speriată, mama v-a spus așa: Dorine, dacă au nevoie de tine, du-te. Vreau să știu cât a contat pentru dumneavoastră susținerea părinților. Urmează întrebarea. Ați fi renunțat la zbor de dragul mamei? Cred că nu. Deși mama a trecut prin emoții deosebite. Nu, numai și tata, dar mama m-a explicit. În momentul în care am. Uh dorit să devin inginer de aviație, au căutat cu orice preț să mă determine să nu zbor, să nu ajung în aer. Eu speram că dacă urmez facultatea de inginerie aerospațială, primesc și brevet de pilot. N-a fost așa, l-am obținut uh, ulterior. Deci, uh, în acel moment eram convins că părinții mei nu îmbrățișează uh, cu ochi buni cariera mea de inginer de aviație, de aviator în general, de zburător și cu multă emoție și cu îngrijorare i-am spus mamei, știi mamă, am fost selecționat pentru așa ceva și mă așteptam la un răspuns negativ din partea ei. Desigur, aș fi căutat să o conving și așa mai departe, eu mi urmam drumul în viață. Dar răspunsul mamei, dacă au nevoie de tine, du-te, a fost extrem de mobilizator. Mi s-a ușurat sufletul. Și am simțit că am toată susținerea lor, indiferent ce doresc să fac și în ce direcție mă îndrept profesional. Cât a costat-o pe mama să vă zică dute? Uh, cred că mult. Cred că mult, dar uh, a înțeles profunzimea tipului de activitate pe care urma să-l abordez. A înțeles importanța acestui domeniu de activitate. Deși nu înțelegea mult din cosmonautică, dar înțelegea că este ceva... Extrem de important pentru noi, că sunt unul din cei doi selecționați înseamnă că sunt foarte buni și că au nevoie de mine. Și, probabil, cu inima strânsă mi-a spus, dute. Dar am înțeles că este foarte important pentru mine. Mulțumesc! Ați povestit de mai multe ori că mama apela la o lingură de lemn pentru a vă pedepsi sau pentru a rezolva micile neînțelegeri copilărești pe care le aveați cu sora dumneavoastră mai mică. Vă citez. Genul acesta de educație era specialitatea mamei. Chiar dacă Marilena era foarte cuminte, ascultătoare și conștiincioasă la învățătură, ne ciondăneam mereu și făceam tot felul de năzbâtii prin casă. De la ceturile nevinovate din copilărie, ați devenit peste ani foarte bun prieten cu sora dumneavoastră mai mică și chiar confidentul ei. Urmează întrebarea. Cât timp ați temut de lingura de lemn a mamei? O, până pe la, eu știu... Uh... Până în adolescență, pentru că deja de pe la 13-14 ani, mama a înțeles că suntem destul de mari să înțelegem anumite lucruri să ne convingă, fără forță, să facem anumite lucruri. Oricum, lingura de lemn era o tradiție în familiile de atunci. Probabil că și mama, la rândul ei, a trecut prin aceleași experiențe cu părinții ei. Era un fel de a face educație, ceea ce nu se mai face acum. Și nici noi n-am făcut cu copiii noștri așa ceva. Dar le-am îndurat. Într-un fel au avut un efect pentru că n-am mai făcut aceleași lucruri rele. Știam că ne așteaptă lingura de lemn. Dar încet, încet am început să conștientizăm ceea ce trebuie să facem, de ce trebuie să facem și n am mai fost nevoie de astfel de măsuri coercitive. De ce ați dus mai departe copiilor din educația pe care noi ați, -ați primit-o? Um, în primul rând, uh, i-am educat să fie corecți, să fie fair play, să se bazeze pe forțele proprii și uh, să nu înșele. Pentru că ni s-a părut întotdeauna că aceste necalități ar putea să îi ducă spre lucruri mai rele și mai rele și cine știe unde să ajungă. Nu am fost niște oameni educați în familii bune din punctul acesta de vedere. Familii corecte, familii care au trăit în societate după niște norme de educație care erau acceptate de toată lumea. Și aceleași norme am căutat să le transmitem și noi copiilor noștri. Și cum i-ați ghidat? Doar așa, cu vorba bună? Uh, cu vorba bună, uneori supraveghind ceea ce făceau, uneori luând măsuri vis-a-vis -vis de anumiți prieteni, impunându-le nu foarte hotărât, dar impunându-le cu explicații da de ce să nu se înhăiteze cu anumiți copii care erau mai rău famați, în școală ai colegi de toate felurile. Și te prietenești cel puțin din curiozitate cu toții. Deci, aici am căutat să-i orientăm puțin. Și cred că n-am făcut rău, pentru că părinții trebuie să-și supravegheze copiii și să-i orienteze spre lucruri pozitive în societate, spre lucruri bune, care să nu-i ducă uh, spre o degradare efectiv în uh, societate și spre lucruri mult mai rele. Bine, mulțumesc. Tatăl dumneavoastră, Simeon Prunariu, a terminat o școală de arte și meserii și s-a angajat ca muncitor calificat la uzinele Astra. În 1958 a absolvit Politehnica din Brașov. Vă citez. Tata avea calități tehnice înnăscute și era foarte inteligent. Avea la activ multe invenții și inovații în domeniu. A fost decorat de câteva ori cu medalii și ordine de stat. Pe lângă pasiunea pentru munca lui, tata avea și un stil aparte de a vă educa. Ați povestit așa. Mama îi spunea, mai bate și tu pe băiatul ăla, că m-am săturat să-l tot educ ne retrăgeam într-o altă cameră, începeam să glumim și tata zicea, spune-i mai că te-am bătut. <laughs> în clasa a patra, după ce ați falsificat semnătura tatei în carentul de note, acesta va a acoperit, alegând ca de obicei o metodă diferită de lingura de len pe care o folosea mama pentru a vă pedepsi. Urmează întrebarea. A fost tata modelul dumneavoastră? Da, tata a fost un model. Tata a fost un model, iar modul în care m-a educat și-a lăsat o amprentă puternică asupra mea. În momentul în care am luat o notă rea și am încercat să semnez în locul tatălui, imitându-i, copiindu-i semnătura, și tata a aflat, mama a aflat prima și l-a întrebat pe tata, este semnătura ta, știai de lucrul acesta? Tata s-a uitat la mine, s-a uitat în carnet și a spus, da, e semnătura mea. În momentul acela am intrat în pământ de rușine și în momentul acela am decis să nu mai fac niciodată așa ceva. Cred că a fost uh, un moment care uh, m-a educat mai mult decât o bătaie cu lingura de lemn sau cu cureaua sau o palmă peste față. Desigur, tata nu m-a bătut niciodată, dar prin astfel de metode mă convingea indiscutabil să fac numai ceea ce trebuie. Mergem cu o întrebare roșie. În copilărie ați fost fascinat de foc. Și chiar ați încasat o bătaie zdravănă de la mama când v-ați jucat aprinzând hârtii în sobă. După zborul în cosmos, ați spus că una dintre cele mai periculoase situații pentru un cosmonaut este izbucnirea unui incendiu la bordul navei. Vă citez. Dezermetizarea cabinei și incendiul la bord sunt două situații extreme ce pot deveni fatale. La bord există extintoare cu spumă în caz de incendiu. S-a întâmplat să fie nevoie să fie utilizate. În cosmos ai un sentiment complex de măreție, de putere, dar și de vulnerabilitate. Vreau să știu ce alte pericole există în spațiu. Urmează întrebarea roșie. De ce se teme pe Pământ? Românul care a înfruntat spațiul. Ce întrebare interesantă. Ajungi să te temi de anumite decizii, aș spune, nedrepte sau hazardate, ale unor superiori, ale unei societăți care de multe ori este bulversată. Deci cred că de astfel de decizii de-a lungul timpului m-am temut puțin. Dați-mi un exemplu. Am avut situații în care am fost înlăturat de la conducerea aviației civile, nu pentru că nu eram pregătit, nu pentru că nu urmasem chiar niște cursuri de specialitate în străinătate, ci pur și simplu pentru că acțiunile mele corecte nu corespundeau cu deciziile unui ministru de atunci e vorba de Traian Băsescu, este Vorbim. evident, uh, care m-a noturat pentru că pur și simplu nu-i convenea modul în care îmi desfășuram eu activitatea. El avea alte interese. Îi trebuiau niște oameni care să execute ordinele lui, eventual să creeze niște companii, să căpușeze compania și așa mai departe. Deci așa am văzut eu atunci lucrurile. Uh, am considerat decizia nedreaptă, dar nu am avut ce face, m-am întors în aviația militară. Bine. Mulțumesc! După reîntoarcerea pe pământ, Leonid Brejnev va a decorat atât pe dumneavoastră cât și pe colegul dumneavoastră, Leonid Popov, cu titlul de erou al URSS și Ordinul Lenin. În România, la ceremonia de decernare a titlului de onoare suprem erou al Republicii Socialiste, titlul pe care îl mai dețineau doar soții Ceaușescu, ați văzut-o pentru prima dată pe Elena Ceaușescu, care a exclamat ce tânăr e Dumitru Plunariu! Cu tehnica de astăzi, nu mai e o problemă să zbori în cosmos. Cuvintele ei v-au dezamăgit, pentru că demonstrau că soția liderului comunist nu știa nimic despre munca și sacrificiile făcute de dumneavoastră pentru acel zbor istoric. Pe de altă parte, au existat voci care au susținut că Elena Ceaușescu a fost cea care va ales pentru a zbura în spațiu, din partea României, pe motiv că ați fi mai frumușel. Urmează întrebarea. Ce avantaje v-au adus calitățile fizice? Nu cred că mi-au adus avantaje calitățile fizice, pentru că din punct de vedere fizic eram pregătit și eu și Dediu. Iar faptul acesta că Elena Ceaușescu ar fi spus ceva că zbor, că sunt mai frumusești Sunt pur și simplu zvonuri Pentru că am avut ocazia să studiez documentele oficiale ale acelei perioade Atât din arhivele naționale cât și ale Ministerului de Externe Și am aflat cum s-a decis să zbor în spațiul cosmic Din partea României, regulat mergeau în orășelul stelar delegații formate din ofițeri și reprezentanți guvernamentali care discutau cu partea rusă și urmăreau unde aproape pregătirea noastră. Le-au fost puse în față rezultatele noastre la pregătirea profesională, din toate punctele de vedere. Și în final n-au prea avut de ales, pentru că rezultatele mele erau într-adevăr foarte bune, iar ale lui Dediu erau mai puțin bune, sau mai, cu mai mult mai puțin bune, la un moment dat. În aceste condiții, alegerea consider că nu a fost dificil de făcut de către guvernanți. În afară de aceasta, amândoi, cum spuneați la început, aveam dosarul curat. Corespundeam din toate punctele de vedere ale criteriilor de atunci, dar mai ales din cele profesionale, pentru a efectua un zbor în spațiul cosmic. Și am fost ales eu. Atunci am văzut-o prima dată pe Elena Ceaușescu. Într-adevăr, m-a intrigat foarte mult afirmația ei, pentru că eram la vreo 5 metri distanță și am auzit tot ce a spus. Și uh, mi-am dat seama că dacă consilierii ei ar fi trebuit să o informeze asupra ceea ce reprezintă un zbor cosmic, asupra ceea ce s-a întâmplat până atunci, muriseră oameni în timpul zborurilor cosmice, nu au informat-o. Uh, mi am pus un anumit semn de întrebare asupra, într-adevăr, deciziilor pe care le iau ei, în cunoștință de cauză sau necunoștință de cauză, vis a -vis de anumite situații. Mulțumesc! După întoarcerea din spațiu, a fost plasat într-un con de umbră de Sotice, care v-au considerat o amenințare pentru popularitatea lor. În cartea dumneavoastră, biografia unui cosmonaut. Ați mărturisit că v-au fost restricționate aparițiile la televiziune și vi s-a permis să publicați articole doar în reviste științifice. Până și volumul pe care l-ați scos împreună cu Alexandru Stark, la 5 minute după Cosmos, a apărut fără nicio fotografie cu dumneavoastră. Ați recunoscut că acest lucru v-a frustrat foarte tare. Aș vrea să știu dacă v-ați gândit vreodată că tot răul. A fost spre binele dumneavoastră, având în vedere destinul lui Yuri Gagarin, primul om care a ajuns în spațiu și care s-a bucurat de o mediatizare nemai întâlnită, dar care a murit pe 27 martie 1968 în condiții încă neelucidate. Decesul său fiind considerat și astăzi, după 54 de ani, un secret de stat. Urmează întrebarea. E posibil ca antipatia soților ce să vă fi salvat viața? Nu mi-a salvat viața pentru că nu a avut în ce situație să-mi salveze viața. Eu mi-am continuat activitatea de zbor în cadrul Comandamentului Aviației Militare. Eram încadrat personal navigant. După 2 ani de zile mi s-a interzis să mai zbor pe avioane cu reacție și mi s-a aprobat doar la. Decizia comandantului aviației militare să zbor ca navigator pe avioane de transport, pentru a păstra totuși anumite drepturi, calități de personal navigant pe care le aveam, dar uh, nu consider că decizia familiei Ceaușescu mi-a salvat viața. Decizia familiei Ceaușescu am realizat-o mult mai târziu, pentru că. Uh, Avalanșa de media asupra unei persoane unice, cum eram eu, de cosmonaut, la început nu mi-a convenit, nu-mi cădea pe suflet, nu eram obișnuit cu ea, a fost o oboseală suplimentară să fac față acestei media care încerca să mă invadeze. Dar atunci am fost lăsat oarecum în pace. Ulterior am aflat că se dăduse dispoziție, mă rog, poate nu direct soții Ceaușescu, ci aparatul de particii de stat din jurul lui, care îl proslăveau și care urmăreau ca personalitatea lui să rămână unică în România, au luat decizia ca eu să nu mai apar la televiziune, populația să nu mai fie impresionată de acel tânăr care a realizat o faptă eroică, pentru că efectiv era considerat eroic zborul cosmic, încă în perioada aceea am fost al 103-lea din lume. Deci e o perioadă de pionierat. Uh, însă, după 1990 s-a considerat că persoana mea trebuie pusă în valoare și utilizată. De aceea, primul guvern uh, m-a propus ca șef al aviației civile, mi-a impus aproape acest lucru, am acceptat, am fost nimic și am ajuns unde am ajuns. Bine, mergem mai departe. Cu întrebare roșie mergem. Pentru zborul cosmic ați primit trei prime care echivalau cu trei salarii lunare și ați fost transferat la comandamentul aviației militare din București. Pentru că nu aveați locuință personală, ați fost cazat cu soția și cei doi copii la căminul militar din drumul taberei. Doi ani ați lucrat ca pilot militar până când ministrul apărării de la acea vreme va interzis să mai efectua zboruri militare de frica unui accident aviatic asemănător celui în care a pierit Yuri Gagarin. Pentru a nu vă pierde drepturile bănești de personal navigant, ați fost nevoiți să pilotați apene de transport cu care cărați noaptea, ziarele centrale, în cele mai mari orașe din țară. Vreau să știu dacă românii știu să-și onoreze eroi. Urmează întrebarea roșie. V-a umilit regimul comunist? Aș spune că m-a umilit. În schimb, am fost pus în anumite situații profesionale de a face anumite munci conform funcției pe care o aveam. Deci, aveam o funcție de personal navigant și aveam dreptul să zbor ca navigator pe avioane de transport. Ca navigator pe avioane de transport, pentru a acumula ore de zbor mai multe, pentru că și acestea se marcau, erau plătite adecvat, a trebuit să zbor pe avioane de transport cargo, unde duceam presa prin țară. Ne sculam la 5 dimineață, la 6 eram cu avionul încărcat, făceam câteva curse prin mai multe orașe ale țării și undeva după prânz ne întorceam la București. E adevărat, eram mor de oboseală, îmi luam recuperare și după câteva zile continuam această activitate. Nu pot să spun că a fost o umilire, ci pur și simplu îndeplinirea unor sarcini profesionale conform poziției în care am fost pus atunci. Pe lângă aceasta, eu continuam și activitatea de cercetare în domeniul spațial, pentru că mi s-a aprobat să continui anumite activități cu institutele de cercetare care au promovat experimente în spațiul cosmic, experimente pe care le-am făcut eu. Și de multe ori mă învoiam de la servici, se știa unde sunt, mergeam cu mașina personală la instituții, pe atunci nu era Agenția Spațială, era Comisia Română pentru Activități Spațiale, în cadrul unei instituții interministeriale. Aveam și acolo anumite activități și am mers paralel cu aviația militară și cu cosmonautica. Bine, mulțumesc. Se știe că în perioada comunistă, persoanele care reprezentau țara în străinătate erau monitorizate de securitate. Despre acest lucru, dumneavoastră ați spus așa. Nu m-am simțit supravegheat, dar sunt convins că îmi erau interceptate de telefoanele și corespondența. Dacă aș fi sesizat, înseamnă că nu erau profesioniști. La Revoluție erați ofițer al armatei și la ordinul comandantului a stat 5 zile în sediul comandamentului aviației militare de la București. Despre tragicele evenimente de la Timișoara, ați aflat, ascultând în birou, pe furiș, Europa Liberă. Peste ani, Ați cerut dosarul dumneavoastră de la CNSAS, dar vi s-a răspuns că nu există. Vă citez. Nu cred că e real. Pot presupune că este secretizat pe o perioadă lungă de timp și când se va desecretiza, nu voi mai fi eu să îl văd. Urmează întrebarea. Ce secrete știe Dumitru Brunariu? Nu e vorba de secrete pe care le știu eu, pentru că din perioada pregătirii în spațiul cosmic nu mai există secrete. Nu mă refer Ceea ce am văzut eu, de asemenea, nu există secrete. Dar bănuiesc că în acel dosar al meu aș fi descoperit prea multă lume cunoscută care ar fi dat rapoarte despre mine. Poate apropiați care ar fi scris câte ceva care Într-un fel sau altul, trebuia cunoscut de organele de securitate. Poate că dacă mi-aș fi citit acel dosar, aș fi fost dezamăgit de mulți prieteni, în ghilimele sau direct, care, pe care i-am considerat deci, întotdeauna apropiați. V-ar fi plăcut să vă citiți dosarul ca să vă aflați, prietenii, mă rog. Mi-ar fi plăcut să citesc dosarul pentru a afla cum s-a raportat societatea de atunci și organele oficiale ale statului de atunci la mine. Și altfel, Dumitru Prunariu nu cunoaște secrete ale statului român? Nu, n-am secrete sau nu, nu am avut acces la secrete atât de înalte. Desigur, în momentul în care ai o funcție de conducere, ai un anumit grad de acces la anumite secrete și ești corespunzător marcat, dai cu subsemnatul, semnezi că respecti acele secrete. Acestea sunt însă secrete profesionale, documente dintre instituții care nu sunt publice. În principal, la astfel de documente am avut acces în perioada în care am fost șef al Agenției Spațiale Române sau în perioada în care am lucrat uh, pentru alte instituții oficiale ale statului. Arbată, aviația militară și așa mai departe. Dar asta nu înseamnă că au trecut prin mâna mea acele secrete care cine știe ar fi schimbat într-un fel soarta țării sau soarta instituției, ci pur și simplu erau documente oficiale care aveau un anumit grad de secretizare. Mulțumesc! După 1989 ați acceptat propunerea premierului Petre Roman de a fi ministru adjunct la transportul și șeful departamentului aviației civile. Atunci ați început procesul de reorganizare al aviației civile pe 30 aprilie 1991, mi-ați vorbit puțin mai devreme, ministrul al transporturilor a fost numit Traian Băsescu. Dumneavoastră ați prezentat un raport cu propuneri de îmbunătățire a activității aviației civile, însă Băsescu v-a răspuns, îl citez, nu auzi bă că nu mă interesează aviația ta? Pentru că ați insistat să-i trimiteți raportul oficial prin Registratura Ministerului, chiar a doua zi, Trean Băsescu va demis și a numit un nou șef la Departamentul Aviației Civile. Mi-ați spus mai devreme că toată această mișcare a fost făcută de Trean Băsescu, din dorința domnii sale de a căpușa și de a... -și... Controla. Controla de a face personal numiri. orice mișcare și Bun. activități în aviația civilă. Bun. Urmează întrebarea. Ce fel de lider a fost Traian Băsescu? Uh, ca lider a fost un lider puternic. Deci nu cred că cineva poate să conteste animalul politic care este Traian Băsescu. În schimb, scopurile pe care le urmărea erau în primul rând de, a spune, de gașcă. Pentru că avea un sistem de oameni apropiați cu care colaborase înainte, inclusiv pe linie de securitate, în care avea încredere și își urmăreau interese personale, în primul rând. Cel puțin aceasta a fost senzația mea tot timpul. Și în acest context eu nu aveam ce Deși căuta. Deci eram în 1991. Da. Bun. În 1991... Uh, de ce spun acest lucru? Pentru că atunci când am fost numit șef al aviației civile, m-a numit primul ministru, Petre Roman, care din când în când mă suna la aviația civilă. Avea tot felul de solicitări, avea întrebări și așa mai departe. Când a venit Raian Băsescu și a spus, tu pleci de aici, nici măcar nu mi-a dat un document prin care m-a eliberat din funcție, nu m-a mai sunat Petre Roman, nu am mai vorbit cu el, nu a avut nicio hârtie semnată de el ci pur și simplu decizia era a lui Traian Băsescu și am înțeles că, într-un fel, devenise mai puternic pe anumite linii decât primul ministru. Mulțumesc! Mergem cu o întrebare în roșie. Sunteți unul dintre puțini invitați de la 40 de întrebări care l-a cunoscut pe Vladimir Putin. Prima dată v-ați întâlnit cu președintele rus în 2001, la aniversarea a 40 de ani de la zborul lui Iori Gagarin. L-ați reîntâlnit în 2004, atunci când i-ați prezentat scrisurile de acreditare ca ambasador al României în Federația Rusă. Vă citez. Aveam o fotografie cu președintele rus din 2001. După ce am înmânat scrisorile de acreditare, i-am spus că aș dori un autograf pe acea poză. Ați ajuns ambasador la Moscova, fiind general în funcție al unei țări membre NATO și, în același timp, erou al fostei URSS. Vreau să știu cum l-ați caracteriza pe Vladimir Putin. Urmează întrebarea roșie. Ați fost un ambasador bun la Moscova? Eu consider că da. După ce am fost verificat și după toate interviurile, declarațiile pe care le-am dat în calitate de ambasador în primele luni de activitate, în care am spus întotdeauna că am venit să construiesc, am venit să reglez probleme diferente care există în țările noastre. Și aceasta a fost misiunea care mi-a fost încredințată de acasă. Deja ziarele au început să publice interviuri cu mine, să fie pozitive, am avut acces la miniștri direct, am avut acces la adjuncției ministrului de externe, pentru că direct la ministru nu aveau decât ambasadorii țărilor mari. SUA, Germania, Franța și așa mai departe, Japonia, China, celelalte țări aveau acces la adjunct de ministru, iar anumite țări care erau în disgrație nu aveau acces decât la direcția protocol sau la directorul direcției de zonă de care se ocupau. Deci am fost înțeles pozitiv, în sensul că am venit să construiesc. În, în acest context, desigur, l-am întâlnit pe Vladimir Putin, am avut ocazia să apreciez într-un fel, ceea ce face și personalitatea lui. Desigur, tot ceea ce a făcut a fost strict în interesul Federației Ruse, normal. Nu era în interesul altcuiva, al României, al unui ambasador anume sau al altor persoane. În acel context am apreciat că Vladimir Putin este o persoană puternică și era puternică poate nu atât prin el însuși, cât prin aparatul pe care l-a creat în jurul lui și care l-a transformat într-un om puternic și care l-a susținut și îl susține în continuare. S-a înconjurat din oameni, din structurile din care a provenit și el, oameni care știau foarte bine cum să construiască puterea, cum să o manipuleze dacă este cazul, cum să țină la de, de la distanță uh, persoanele nedorite în preajma președintelui Putin. Am interacționat direct în momentul în care au fost vizite oficiale, respectiv vizita lui Adrian Năstase în calitate de prim-ministru în vara anului 2004. Iar după aceea ar fi trebuit să continuăm o anumită colaborare, schimb de documente. În schimb, abia după aceea mi-am dat seama că președintele Putin este extrem de greu accesibil. Pentru că tot ceea ce a venit ulterior de la mine a rămas la nivelul uh, cercului numărul 2 din jurul lui. Totul se lovea de asistenții lui, de miniștrii lui și nu mai ajungea mai departe până la el probabil că ei considerau că acele lucruri pe care noi căutam atunci să le promovăm nu erau importante pentru ei. Și totul era blocat. Singura posibilitate de a întâlni era la recepții oficiale când participa, mai ales la recepții care erau date de Uniunea Europeană, de Statele Unite ale Americii, de state mari, acolo unde participa. Acolo ne mai întâlneam, ne salutam și cu asta basta. Mulțumesc! În calitate de ambasador al României la Moscova, urma să vă ocupați și de controversata problemă a tezaurului românesc trimis în Rusia în timpul primului război mondial. Rușii au cerut autorităților române o listă cu obiectele de patrimoniu pe care trebuiau să le restituie. Pentru că în acel moment nu exista decât o listă în limba franceză care nu respecta rigorile unui document oficial. S-a stabilit ca președintele rus să primească de la București un act întocmit adecvat. În primăvara 2005, ați cerut în mod repetat lista de la București. Răspunsul pe care l-ați primit din partea Ministrului de Externe al României a fost să nu vă mai ocupați de problema tezaurului pe teritoriul Rusiei. Vă citez: Ordinul a fost foarte derutant pentru mine. A trebuit însă să-l respect, dar nu i-am înțeles atunci substratul. Urmează întrebarea. Ați înțeles de ce tezaurul României este un subiect tabu? Nu. Vă spun sincer, nu am înțeles. Este adevărat că de la Parlamentul României am primit sarcina de a mă ocupa de rezolvarea problemei tezaurului. În discuțiile oficiale care au avut loc între premierul de atunci Năstase și Vladimir Putin, fusese întrebați înainte dacă dorim să deschidem problema tezaurului. Și am spus da. Și au spus, da, foarte bine. Președintele este dispus să discute această problemă. Ceea ce a spus lui uh, Adriană Stase uh, Putin a fost că, da, sunt de acord să rezolvăm aceste probleme care nu mai caracterizează această perioadă de relații dintre noi. Să o rezolvăm într-un mod sau altul. Uh, în perioada aceea se știa faptul că Federația Rusă a declarat că își însușește problemele Uniunii Sovietice, dar nu ale imperiului țarist. O serie de alte probleme similare cu alte țări din Europa le-au rezolvat la nivel neguvernamental, nestatal, prin societăți comerciale, prin schimburi de valori și așa mai departe. S-a presupus că același lucru se dorește să se rezolve și cu noi. Dar niciodată acest lucru nu a fost acceptat în România. Și în final am primit acea notă din partea Ministerului de Externe, în care mi s-a interzis să mai discut problema tezaurului pe teritoriul Federației Ruse, iar la puțin timp a venit președintele Băsescu într-o altă vizită oficială, era aniversarea Zilei Victoriei, 9 mai, și a venit deja cu mutarea în plic, cu schimbarea mea de acolo. Abia după mult timp mi-am dat seama că acele probleme ar fi putut să fie legate. Niciodată n-am fost convins. Dar am gândit că acele probleme au fost legate. De ce, cum, mi-e greu să înțeleg Rește și trean, acum. Deci v-a schimba de fiecare dată. Da, este adevărat. Bine, mulțumesc. În 2012, când a fost numit membru în Consiliul de Administrație la Tarom, spuneți așa, la fel ca alte companii de stat, și aceasta este bine căpușată și sărăcită, sunt și aici băieții deștepți. La scurt timp, compania a avut primul manager privat, Cristian Heitzmann, care a intrat în conflict cu membrii Consiliului de Administrație. Pentru încercarea de demitere a managerului, în 2013, toți membrii Consiliului, inclusiv dumneavoastră, au fost revocați din funcție. Lata Roma a lucrat și fiul noastră cel mare, Cătălin, ca pilot comandant, instructor, examinator, inspector șef pentru operațiuni aeriene, iar anul trecut a fost numit director general. Dumneavoastră ați spus așa. Să sperăm că va fi lăsat să își facă treaba. În ianuarie 2022, invocând motive de ordin personal, Cătălin Prunariu a demisionat de la conducerea companiei aeriene naționale. Urmează întrebarea. De ce nu a reușit familia Prunariu să salveze Darom? Când am fost eu membru în Consiliul de Administrație, venise o ministră a transporturilor, era de la PNL, se știe cine a fost în perioada aceea care pur și simplu nu a vrut să stea de vorbă cu Consiliul de Administrație. Stătuse de vorbă cu sindicatele, stătuse de vorbă cu directorul general și când a fost, s-a pus problema să-l demită pe acel director care nu își respecta planul de activitate, planul de restructurare al companiei pe care el însuși îl propusese și noi îl aprobasem în calitate de Consiliul de Administrație, s-a preferat să fim demiși noi. Am intentat un proces civil, l-am câștigat, dar n-am mai dorit să facem parte din Consiliul de Administrație, pentru că ne-am dat seama că, într-o companie de stat, interesele statului sunt reprezentate de interesele diversilor indivizi sau grupuri de interes. Și acum aș putea spune că astfel de companii de stat, cum este și compania Tarom, sunt folosite mai mult pentru a rula bani între guvern și societăți cu care au. Tangență mulți dintre liderii care propun conducerea acelei companii. Se încheie contracte care favorizează anumită companie sau altă companie, prin care se sifonează destui bani. Aceasta este convingerea mea. Desigur, nu cunosc acum multe detalii din interiorul taromului, dar atâta timp cât astfel de companii sunt conduse de persoane care nu au avut nicio tangență până atunci cu aviația, este greu de presupus că într-adevăr se dorește o conducere profesionistă și o restructurare într-adevăr eficientă a unei astfel de companii. Părerea mea personală este că taromul nu poate fi restructurat decât prin intrare în insolvență și crearea unei alte companii pe principiu total noi, care să o revigoreze și să o pună nu în valoare. Nu mai dau timp. Și cu ce guvern? Uh... Nu mă întrebați. Mi-ați spus că problema nu o reprezintă compania, ci guvernul. Guvernul, prin companie, rulează bani. Anumite persoane oficiale din guvern. Dacă luăm guvernul la modul general, acesta caută să-și facă datoria. Dar în el sunt diferite persoane cu diferite interese. De Și... 30 de ani. Da, de fiecare dată vin alții, vin alții, vin alții acei alții care vin spun că n-au făcut bine cei dinaintea lor, caută să restructureze din nou. Problema restructurării companiei Tarom s-a pus când eram noi în Consiliul de Administrație și aveam un plan de restructurare. Acea problema a restructurării s-a pus încă o dată și încă o dată și acum în continuare este în curs de restructurare. Deci problema Dar... nu ar fi dizolvarea companiei ci dizolvarea... Deci s-a restructurat în acest fel al Italia pur și simplu a intrat în insolvență, statul a avut interesul de a crea o altă companie care a preluat legal activele fostei companii și există o altă companie care funcționează bine. Bun, așteptăm ca statul să aibă interesul să restructureze sau să facă din tarom o companie profitabilă. Mulțumesc, mergem mai departe. Fii dumneavoastră, Cătălin Radu și Ovidu Daniel, sunt acum bărbați în toată puterea cuvântului, v-au dăruit mai mulți nepoți. În 2015, însă, familia noastră a trecut printr-o mare tragedie. Arina, nepoata cea mare, s-a stins din viață la numai 11 ani, în urma unui șoc toxicoseptic. Dumneavoastră ați fost cel care ați anunțat public decesul nepoatei și tot dumneavoastră a trebuit să explicați fratelui ei, mai mic, Andrei, ce s-a întâmplat. I-ați spus așa: Omul este compus din materie și spirit și, la un moment dat, spiritul se desprinde și zboară undeva în ceruri. În acel an de Crăciun, a trăit o experiență tulburătoare când ați găsit o felicitare mai veche, pe care ne dumneavoastră vă ura Crăciun fericit. Vă citez. Eu nu zic că nepoțica nu este undeva în altă lume. Sunt mult prea multe dovezi că energia aceasta se păstrează. Urmează întrebarea. Credeți în viața de după moarte? Cred că această tragedie ne-a pus în fața unei alegeri. Pentru a-i păstra memoria vie, considerăm că ea undeva există. E greu să spun mai mult. alegem să credem că există. Bine, mulțumesc. Cosmosul a stănit mereu curiozitatea oamenilor și este de decenii o temă exploatată de cinematografie. Vedem tot mai multe filme cu scenarii apocaliptice, în care planeta noastră suprapopulată este distrusă de poluare, de un asteroid sau de un război nuclear, iar plecarea de pe Pământ este prezentată ca fiind unica soluție pentru supraviețuire. Urmează întrebarea: Se află salvarea omenirii în cosmos? Mulți cred că da, dar eu consider că salvarea întregii omeniri se dorește pe Pământ. Pentru că chiar dacă previzionezi că se va întâmpla o catastrofă la nivel planetar, nu poți să muți în spațiul cosmic pe alte planete decât câteva zeci de mii de oameni, sute de mii de oameni. Și aceasta peste câteva decenii, când vom avea tehnologia pentru a-i duce pe alte planete. Este adevărat că Elon Musk presupune că prin 2050 vom avea pe Marte o colonie de cel puțin un milion de oameni. Din punctul meu de vedere, al celui care am zburat în spațiul cosmic, care a simțit ce înseamnă efectul spațiului cosmic asupra organismului uman, efectul imponderabilității, poate și al radiațiilor cosmice, fără să-mi dau seama, indirect, consideră totuși că noi nu putem trăi decât aici, pe Pământ. Pe alte planete suntem străini, indiferent ce mediu artificial ne creiem, vom trăi în acel mediu artificial. Nu vom putea terraforma niciodată complet o planetă și poate nici nu este recomandabil. Pe orice planetă avem altă gravitație, avem altă atmosferă, avem uh, alte condiții de radiații cosmice. Marte este mult mai iradiat de soare decât este Pământul care are atmosferă și filtrează mult prin atmosfera lui. Pe lună putem să ne creăm baze permanente și vor fi create baze permanente, dar unde echipajele se vor schimba. Vor veni unele, vor pleca altele și vor lucra într un mediu complet izolat și protejat cu straturi mari de sol selenar deasupra pentru a ne feri și de micrometeoriți și de radiații cosmice. Totuși, pe Pământ se prelungește existența noastră, atâta timp cât o vom uh, lăsa să fie prelungită și nu o vom stopa prin măsurile noastre proprii. Din păcate, sunt și acțiuni de așa acestea. Mulțumesc! Cea mai mare enigmă este legată de existența extraterestrilor și a ozn -urilor. Ați spus că dumneavoastră personal nu ați văzut în spațiu harfurii zburătoare, însă alți colegi v-au povestit că au fost martorii unor fenomene ciudate. Vă citez. De exemplu, Vasilii Țibliev mi-a spus că a observat două obiecte stranii tip pălărie care au însoțit o perioadă laboratorul spațial MIR. Anul acesta am putut citi în presă că Pentagonul a vorbit deschis despre existența obiectelor cosmice neidentificate și a spus că numărul acestora a crescut la aproximativ 400. În 2017, NASA a angajat specialiști care să apere Pământul de extraterestri, iar în 2021, căuta teologi de la care să afle cum a reacționa oameni din diverse religii la o eventuală întâlnire cu aceștia. Dumneavoastră. Ați declarat că ar fi absurd să ne gândim că suntem singurele ființe din Univers. Urmează întrebarea: Suntem pregătiți pentru întâlnirea cu extraterestrii? Cred că încă nu suntem pregătiți, dar această pregătire se face. În mod sigur există ființe, poate chiar mai inteligente decât noi, mai dezvoltate decât noi, undeva în Univers. Gândiți-vă că la scara Universului, care are peste 14 miliarde de ani, o diferență de 1000 de ani între două civilizații este extrem de mult. Noi zburăm în spațiul cosmic din 1957. Suntem în 2022. Deci de câteva decenii. Și tehnologia a evoluat foarte mult. Deja o să punem din nou piciorul pe Lună. Vom pune piciorul pe Marte. Nu foarte departe dar suntem deja capabili să înțelegem mult mai mult din univers prin pătrunderea noastră cu sonde automate sau cu oameni în acel spațiu îndepărtat. Ei bine, cum ne-am vedea noi peste o mie de ani? Ne-am vedea trăind la bordul unor instalații, o structuri enorme, plutind undeva în spațiul interplanetar, poate chiar și spre alte galaxii, controlând fenomene fizice pe care poate acum nici nu le cunoaștem. Gândiți-vă că descoperirile științifice se produc și se produc permanent noi suntem într-un anumit nivel de dezvoltare și nu-l consider foarte avansat, deși ni se pare că este foarte avansat. Ei bine, în aceste condiții, de ce n-am presupune că am fost vizitați de ființe mai inteligente, ființe mai dezvoltate tehnologic și că suntem și vom mai fi vizitați? Poate tocmai faptul că sunt superioare nouă le determină să nu intervină direct în viața noastră, în activitățile noastre, ci doar să ne supravegheze. Probabil că se întâmplă acest lucru. Pun acest probabil pentru că nu am dovezi concrete, eu personal. Dar am întâlnit și astronauți, am întâlnit și piloți care au văzut fenomene care nu pot fi explicate decât mai ca fiind de extraterestre. Adică? Adică cunosc pil piloți militari români care au văzut acest astfel de lucruri Odată a trecut pe deasupra aeroportului Cogălnicianu prin 1992, un aparat care i-a hipnotizat aproape pe cei de la sol, tocmai terminase un zbor de noapte care se termina seara însă, se îndrepta undeva cu o viteză foarte mare, ulterior s-a determinat că foarte mare, spre nord-est. Oamenii, după ce a trecut acel fenomen, s-au uitat foarte mirați unul la altul și fiecare a explicat într-un anumit fel ce s-a întâmplat. A fost așa aproape un fenomen de hipnoză. S-a raportat la comandantul aviației militare de atunci, pentru că nu se putea explica acest fenomen, nici nu s-a raportat mai departe, pentru că ministrul ar fi cerut explicații care nu aveau cum să fie date. De asemenea, Vasili Țibleev, acel cosmonaut rus, mi-a povestit că a văzut două aparate sub formă de pălărie care au însoțit stația orbitală o perioadă, apoi s-au îndepărtat rapid pe o direcție la 90 de grade, dar că oficial nu a putut să spun acest lucru. Deci se petrec nu astfel de fenomene. Timp. Se petrec astfel de fenomene. Personal nu am văzut. Mi-ar fi plăcut să văd și să interpretez prin propria minte astfel de lucruri. Dar consider că viața în afara Pământului există. Iar dacă am avea întâlniri de gradul 3, întâlniri directe cu astfel de ființe, multe lucruri s-ar schimba pe Pământ, în cunoștința noastră, în convingerile noastre, poate chiar în convingerile religioase. Și atunci. Bine sau rău? Nu știu dacă în bine sau rău, dar s-ar schimba. Iar lumea ar fi conștientă și de alte adevăruri care nu s-au fost spus niciodată până acum. Uh -huh. Mulțumesc! În 1985 ați înființat Asociația Exploratorilor Spațiului Cosmic, alături de alți 24 de astronauți și cosmonauți din 12 state, o asociație în care poate fi membru doar cel care a executat cel puțin o rotație în jurul Pământului. Însă nu știu câți din membrii asociației au fost învățați de mamele lor să folosească mașina de cusut ca dumneavoastră. Ați povestit că ați devenit chiar foarte priceput. Așa că în adolescență V-ați croit singur pantalonii evazați pe care i-ați purtat în stațiunea tineretului Costinești. Ați spus așa, începutul a fost greu, apoi m-am specializat, am învățat o grămadă de trucuri și am mai făcut multe perechi de atunci pentru familie și mai târziu cu dragoste pentru băieții mei. Urmează întrebarea... Sunteți cel mai bun croitor dintre cosmonauți? Nu știu. Mi-este greu să spun pentru că mulți dintre astronauți, cosmonauți, au o grămadă de abilități. Știu că eu m-am ocupat și de croitorie și am făcut-o cu plăcere. Nu mă mai ocup acum, desigur, dacă e nevoie, îmi cost ceva, scot mașina de cusut, cost rapid ce am nevoie, nu mai croiesc pentru că nu mai am timp. Dar uh, unii cosmonauți, de exemplu, sunt foarte buni la muzică. Există și o formație a astronauților care cântă cu diferite ocazii la întrunire ale noastre. Este unul din astronauții canadieni Chris Hadfield care a cântat la chitară din spațiul cosmic. Sunt cosmonauți ruși care au cântat la chitară din spațiul cosmic, unii și cu vocea. Deci au abilități artistice în general și sunt convins că mulți dintre cosmonauți, dintre astronauți, sunt foarte îndemânatici, pentru că pregătirea pentru cosmos, în primul rând, urmărește să selecționeze persoane cu diferite abilități și o manualitate foarte bună, iar acestea duc în final și la alte preocupări, sau existau dinainte alte preocupări ale acestor oameni selecționați, pe care și le pun în valoare în cercuri restrânse în familie. Mulțumesc! În 1991 a fost implicat în înființarea și organizarea Agenției Spațiale Române. Ați fost secretar, membru în Consiliul de Administrație, iar între 1998 și 2004 ați fost președintele agenției. Fiind întrebat despre șansele României de a mai avea cosmonauți, ați spus așa. România are dreptul din 2012 să participe la selecțiile de noi astronauți europeni. Costurile în regim privat sunt prea mari. 35 de milioane de dolari la nivelul anului 2011 pentru pregătirea unui candidat și trimiterea pentru o săptămână în cosmos, de aceea nu ne permitem să abordăm această variantă. În 2021, Agenția Spațială Europeană a lansat un nou proces de selecție pentru astronauți, la care s-au înscris în prima etapă 199 de bărbați și 55 de femei. Din România. Dintre aceștia, 9 femei și 7 bărbați au fost invitați în faza a doua de selecție. Însă, în ultimii 3 ani, România a acumulat o datorie de 102 milioane de euro față de Agenția Spațială Europeană. Chiar mai mult, puțin. Urmează întrebarea. Ce șanse are România să mai trimită un om în spațiu? Teoretic are șanse pentru că s-a participat la acest proces de selecție. Practic, alegerea finală a celor care vor reprezenta Agenția Spațială în spațiul cosmic, după ce vor fi selecționați cei mai buni din cei mai buni și vor fi mai mulți decât cei care vor constitui numărul de astronauți necesari pentru Europa, alegerea va fi făcută politic. Politic din punct de vedere al participării statelor la programul european. Iar România aici a rămas codașă. Prin neplata contribuției la Agenția Spațială Europeană, contribuție care ne asigură returnarea banilor sub formă de proiecte în România, care ne asigură dreptul de vot în cadrul Agenției Spațiale Europene, pe care nu-l mai avem. Unele state se bat să plătească mai mult pentru a le reveni mai mult ulterior și pentru a beneficia de dezvoltare științifică, industrială, tehnologică. La noi nu s-a înțeles acest lucru, numai că la noi se pare că. Uh, nu guvernul decide finanțele, ci finanțele conving guvernul ce trebuie să plătim și ce nu. Decizia este politică. Și este politică la nivel înalt. Este o decizie în baza unui acord interguvernamental. Așa cum ne plătim datoriile la Uniunea Europeană, la NATO, ar fi trebuit să le plătim și aici. Și să ne asigurăm în continuare dezvoltare. Am început această dezvoltare prin afilierea la ESA, la participarea la programe europene serioase. Acum aceasta este stopată prin neluarea noastră în considerare, datorită neplata contribuției. În final, chiar dacă unii români vor fi foarte buni, sunt convins că vor fi aleși cei din țările care contribuie cel mai mult la dezvoltarea Agenției Spațiale Europene. Este România o țară mult prea săracă pentru a plăti această contribuție? Nu. Dar? Este o țară care nu a luat la timp o anumită decizie care să uh, îi aducă avantaje ulterioare. N-a înțeles, probabil. Guvernanții diversi care au venit la conducerea, fie a Ministerului Cercetării, deși nu acolo se discută problema, mulți dintre ei au încercat să rezolve această problemă. La Ministerul Finanțelor, și acolo poate nu la nivelul cel mai înalt, ci la nivelul 2-3, unde se trec banii pe hârtie și se fac socotel ce se poate plăti și ce nu, probabil că acolo a ajuns să fie problema. Primul ministru dorește să rezolve problema, dar încă nu s-a găsit soluția pentru a se plăti aceste datorii vechi și a reintra în rândul lumii europene. Perfect, mulțumesc. Vă citez. Dacă s-ar pune problema să reiau pregătirea pentru un zbor cosmic, cred că aș face orice pentru a-mi reintra în formă cât mai rapid. mi dor de cosmos. Visul noastră am văzut este să ajungeți pe Marte, însă doar cu condiția să fie un bilet dus, întors. NASA are acum în desfășurare programul Artemis, prin care vrea să reia zborurile cu echipaj uman spre Lună, să construiască acolo o bază de extragere a resurselor, iar în cele din urmă să trimită o misiune pe Marte. Planul de colonizare a planetei Marte are și miliardarul Elon Musk, care anul acesta spunea că primul om ar putea amortiza, în 2029. În prezent, există mai multe companii private care vând zboruri orbitale și suborbitale. Primul turist spațial a fost miliardarul Denis Tito, urmat de alți miliardari care își permit să cheltuiască între 20 și 35 de milioane de dolari pentru a experimenta zborurile spațiale de agrement. Urmează întrebarea... Este turismul spațial un câștig pentru omenire? Da, este un câștig și este în plină dezvoltare. Un bilet acum, un loc pe o navă a lui Elon Musk, o nave care deocamdată duc câte patru astronauți în cosmos, costă 55 de milioane de dolari. Deci costurile sunt mari și le permite o anumită categorie de oameni care sunt foarte înstăriți. Dar turismul cosmic se va dezvolta. Există firme care urmează să construiască stații orbitale private. Această stație cosmică internațională se propune ca activitatea la bordul ei să continue până în 2030. Americanii chiar doresc ca această activitate și colaborarea cu Federația Rusă și cu celelalte state care contribuie la funcționarea stației cosmice internaționale să fie prelungită până în 2030, testele de structură și de rezistență acesteia fiind făcute și confirmând că poate fi dusă până atunci. Până atunci însă, Politica internațională se dezvoltă într-un fel destul de bizar din punct de vedere al colaborării. Sunt factori care ar putea să aibă importanță mai mare decât factorii pur științifici, tehnici și de investiții financiare. Sunt firme americane, spuneam, care vor construi stații private. Una din firme este o firmă Axiom, care deja face brocăraj de astronauți. Un echipaj din patru milionari a zburat în spațiul cosmic propulsați de această firmă. Există state europene care au încheiat contracte cu această firmă pentru a trimite în mod privat oameni. Există o firmă care va construi o stație orbitală gonflabilă și o va lansa cu rachete puternice ale lui Elon Musk. Pentru turism. Pentru că turism există suficienți miliardari în lume care sunt dispuși să plătească câteva zeci de milioane pentru a petrece o săptămână, zece zile în spațiul cosmic. Chiar există un contract semnat de un miliardar japonez cu Elon Musk pentru a zbura în jurul lunii și înapoi cu un echipaj din 10 persoane, dintre care marea majoritate artiști care să fie inspirați de spațiul cosmic, în 2023. Ei bine, s-ar putea să fie în 2024, pentru că această nouă navă a lui Elon Musk, care va putea să ducă între 10 și 20 de membri într-un echipaj pe lună, pe marte, oriunde în spațiul cosmic, este încă în testări. Este vorba de Starship. A explodat de câteva ori, de fiecare dată s-a tras concluzia unde este eroarea tehnică, s-a remediat, zboară din ce în ce mai bine, testele merg din ce în ce mai bine, iar această navă va putea să asigure nu numai trimiterea turiștilor în cosmos, dar și participarea la programele NASA prin contract și ale Pentagonului. Are semnate contracte și pe, cu Pentagonul pentru a trimite infrastructuri masive în spațiul cosmic, pentru a construi bazele permanente de pe Lună. Și ulterior, de ce nu, de pe Marte. Wow. Mulțumesc! Ați fost trecut în rezervă ca general cu două stele, după care ați obținut și a treia stea pentru gradul de general locotenent. Pe cea de-a patra stea ați spus că ați refuzat-o. Declarația de avere a soției arăta că în 2016 familia Prunariu deținea două apartamente în București, două terenuri și active financiare în valoare de 300.000 de, de euro. Conform acelui act, veniturile dumneavoastră proveneau din salariul de la Asociația RomSpace, drepturile de utilizare a numelui și imaginii dumneavoastră, indemnizația de membru de onoare al Academiei Române și pensia de la Ministerul Apărării. În 2021, ați spus că la recalculare v-ați trezit fără 70% din pensie. Motivul tăierii a fost că nu s-au găsit documente justificative pentru cei trei ani în care v-ați pregătit să zburați în spațiu, și pentru cele șapte zile cât v-ați aflat în cosmos. Acum, vreau să știu de ce ați refuzat a patra stea. Urmează întrebarea. Ce pensie are singurul cosmonaut român? O pensie de general al armatei române calculată corect. Pentru că atunci nu s-au găsit acele documente, dar s-au făcut și niște restructurări în calculul pensiilor și s-a ajuns la luarea în considerare, dacă nu existau toate documentele, a salariului mediu pe economie ceea ce normal că m-a dezavantajat foarte mult. Eu, în calitate de general cu două stele, am ieșit la pensie cu o pensie rezonabilă, care mi-asigură un trai decent, fără griji, pot să spun, fără griji în momentul de față. Dar recalcularea acestor pensii, considerarea unor pensii militare drept pensii speciale, eu consider că este o eroare. Pentru că există acea lege conform căreia se calculează pensiile militare, militarii au avut niște restricții de-a lungul carierei lor și uh, metoda de calcul a fost stabilită prin lege. Nu o consider pensie specială. Pensii speciale sunt cele care s-au calculat luând în considerare ultima lună de activitate sau ultimele trei luni de activitate în care unii și-au umflat masiv salariile pentru a beneficia de niște pensii enorme. Pensiile în armată se calculează după șase uh, luni din ultimii ani de activitate. Pe care i-ai avut Deci nu poți să le umfli artificial Deci am o pensie rezonabilă Care nu este mică Nu este nici foarte mare Și care mi-asigură acum la vârsta aceasta Când nu mai am nevoie de prea multe lucruri uh, Un trai uh, decent Bine, dar mi-a spus De ce ați refuzat uh, cea de a patra stea. Uh, Mi s-a propus uh, Mi se mai dea o stea. Uh, În primul rând consider că Nu aș avea de ce să o iau eu consider că gradul pe care l-am în armată este suficient pentru ceea ce am realizat până acum. Vă mai dau timp. În afară de aceasta, sincer să fiu, m-am gândit. Mulți generali au luat a patra stea din zbor, având anumite funcții înalte sau fiind propuși politic. Am considerat că dacă iau a patra stea, mulți o să mă arate cu degetul. Ia, uite, s-a ajuns și asta. Dacă nu o iau, mulți o să se întrebe, dar de ce nu are pe a patra? Eu sunt mulțumit cu trei stele. Consider că pe acestea le-am meritat pe drept și sunt mulțumit cu atâtea. Bine. Mergem mai departe cu ultima întrebare. Încă din liceu v-ați îndrăgostit de fotografie. Iar în timpul facultății ați câștigat și primii bani din această pasiune. Cu ei ați făcut achiziții importante. Vă citez. Am ajuns să dețin câteva recorduri în facultate. Am fost primul care și-a luat din bani proprii un televizor. Primul care am avut un calculator științific. Tot în facultate ați fost primul dintre colegi care s-a căsătorit și care a devenit tată. Sunteți primul și singurul român care a ajuns în spațiu. Urmează întrebarea: cât de greu este să fii primul? Nu este ușor, dar mi-am dorit întotdeauna în ceea ce fac să fiu primul. Cu fotografia, cu croitoria. Am fost primul în familie care am făcut așa ceva, băiat fiind. Cu calculatorul științific, cu soția, m-am căsătorit primul în facultate. Să spun așa, a fost un mers firesc al lucrurilor, o întâmplare care s-a întâmplat atunci când trebuia să se întâmple. Dar uh, ulterior, uh, raportat la spațiul cosmic, mi-a plăcut să fiu primul. Mi-am dorit să fiu primul, deși n-am fost niciodată convins până când nu am fost efectiv numit primul pentru a zbura în spațiul cosmic. E greu de multe ori să fii primul. În primul rând, fiind primul cosmonaut, am fost invadat de media, ceea ce m-a obosit foarte mult, m-a distras de la multe probleme de familie. Soția a trebuit să descurce cu foarte multe treburi în lipsa mea. Numeroasele deplasări în străinătate, în țară, care au urmat primilor ani, cel puțin, de cosmonautică, au perturbat destul de mult mersul normal al familiei. Dar, ne-am reacordat, copiii au crescut, n-au mai avut nevoie de atâta asistență din partea părinților și din nou suntem împreună, mergem înainte, obișnuiți cu a fi primul. Bine. Mulțumesc, domnule Pronariu, pentru prezența aici la 40 de întrebări. Sunt multe lucruri pe care mi-aș dori să le aflu în continuare de la dumneavoastră. O să mă opresc aici, spunând dule tuturor celor care ne urmăresc și văd acum pe micile ecrane, că mi-ați răspuns celor 40 de întrebări și că ne-au mai rămas, ca timp de discuție, 10 minute. Este singurul moment în care noi, practic, putem avea un dialog. Sigur. Dacă sunt chestiuni pe care le-ați dori lămurite, dacă sunt detalii care mie mi-au scăpat, dacă sunt lucruri, sau lucruri pe care pur și simplu doriți să le menționați, Acum este momentul, după care urmează evaluarea. Mea. Am înțeles. Sunt activități profesionale care se desfășoară în momentul de față. Deși, din punct de vedere oficial, sunt pensionar conform legilor românești, am posibilitatea de a activa pe plan internațional până la o vârstă nedeterminată. Fac parte din uh, câteva asociații cosmice internaționale, în primul rând legate de studiul asteroizilor. Am pornit acest lucru în 2005 în cadrul unui uh, grup de lucru al Asociației Exploratorilor Spațiului Cosmic. L-am continuat în cadrul Organizației Națiunilor Unite. Am uh, contribuit. Există și un asteroid care vă poartă numele. Da, este fel. adevărat. Există un asteroid care îmi poartă numele, 10.707 Prunariu. Aceasta după ce am avut niște realizări în acest domeniu la nivel internațional. Am promovat la nivelul Organizației Națiunilor Unite pentru Asociația Exploratorilor Spațiului Cosmic în cadrul ONU, pentru că acolo nu poți promova la nivel privat, ci în numele unei organizații sau unui stat. Am promovat Ziua Internațională a Asteroidului. Aceasta este pe 30 iunie, când în Zona Tungusk din Siberia a căzut un asteroid în 1908, de unde avem declarații ale martorilor de atunci. Și această zi internațională a asteroidului promovează cunoașterea. Cunoașterea asteroizilor, cunoașterea sistemului nostru planetar, ce se întâmplă în univers, cum ne pot influența asteroizii în rău dacă se ciocnesc cu Pământul, la ce să ne așteptăm, cum să acționăm. Am creat în cadrul Organizației Națiunilor Unite, prin concursul mai multor state, două organizații care se ocupă de studiul asteroizilor și studiul posibilităților tehnologice de deviere a orbitei unor asteroizi periculoși. Deci, am contribuit prin participarea mea în numele României, în numele Asociației Exploratorilor Spațiului Cosmic, la aceste demersuri. De aceea am și un asteroid care se numește Prunario. Iar mai nou, pe lângă asteroism, mă ocup de lună. De lună în ce sens? Fac parte ca expert dintr-o organizație internațională, se numește Moon Village Association, asociația satul lunar, dar satul în modul simbolic într-un mod de organizare a tipului de activități pe lună. Și în cadrul acestei asociații a fost creat un grup global de experți pentru activități sustenabile pe lună. Mi s-a încredințat conducerea lui. Sunt 38 de experți din 5 continente, la nivel guvernamental, de industrie, nivel academic, științific. Care e visul dumneavoastră cel mai mare acum? Uh, visul meu cel mai mare acum... Uh, uh, e să termin activitatea cu succes în cadrul acestui comitet, pentru că noi elaborăm documente pentru Organizația Națiunilor Unite și cei care m-au numit au încredere în mine și vreau să duc această încredere mai departe. Mai departe, nu mai am nicio șansă să zbor în spațiul cosmic, deși în visele mele zbor în continuare. Dorința mea este ca cineva din familie, cândva, să ajungă să zboare în spațiul cosmic. Fiii mei sunt deja prea în vârstă pentru a mai putea zbura în cosmos, pe pentru a putea fi selecționați și începe o nouă carieră de acum. Nepotul meu este încă mic, 15 ani, tocmai a terminat examenele de admitere la liceu, să vedem ce a făcut, încă nu știu. Mai am două nepoțele, care au 13 ani și 5 ani în momentul de față, care s-ar putea orienta oarecum spre spațiul cosmic și mai am o speranță, dar cea mai mică nepoată de la Ilinca Maria, care e născută pe 7 ianuarie anul acesta și care, cine știe, într-o familie de aviatori, tatăl aviator, mama lucrează tot în domeniul aviației, părinți ingineri de aviație, din care bunicul cosmonaut, s-ar putea să fie orientată spre un domeniu științific de activitate și, de ce nu, să ajungă în spațiul cosmic în numele României. Doamne ajută! Doamne ajută! Mulțumesc frumos, Dumitru Plunariu, pentru că ați fost aici la noi la 40 de întrebări. Urmează evaluarea mea. Uh, m-a spurtat în spațiu, m-a spurtat în timp, și cu multă onoare uh, îmi place să găsesc în dumneavoastră un om atât de organizat, atent, tânăr. V-am spus când v-am cunoscut în, în culise că sunteți neschimbat. Ei bine, în spirit sunteți neschimbat, gata oricând să plecați, nu o dată, de 10 ori în spațiu. Noroc a ați fost, așa cum mi-a spus primul, uh, un om determinat care își iubește mai mult decât orice meseria și care, iată, are bucuria de a spune că și-a atins toate scopurile, cel puțin așa cum mi le-ați scrionat dumneavoastră în în copilărie. E un lucru important pentru toți cei care ne dorim să trăim un anume vis în viața aceasta. Eu vă mulțumesc mult că ați fost aici la 40 de întrebări. Mulțumesc, Dumitru Prunariu. Mulțumesc mult pentru evaluare. Să dea cel de sus să fim sănătoși în primul rând și să ne ducem mai departe activitățile în continuare, așa cum le-am dus și până acum. Așa să fie. Sunt Denis Rifai. Aceasta a fost ediția 40 de întrebări din această săptămână. Am mai fi avut cu siguranță multe întrebări. Ne oprim aici. Ne revedem săptămâna viitoare cu un nou invitat și cu promit multe și noi alte întrebări. Mulțumesc pentru atenție. Să aveți o seară frumoasă. La revedere!